Michel Zevaco, Epopeea Dragostei Acesta este al doilea roman din ciclul Cavalerii Pardaion. Acest ciclu este format din 10 romane, iar acestea sunt următoarele în ordine. 1. Cavalerii Pardaion 2. epopea Dragostei 3. Fausta 4. Fausta învinsă 5. Pardaion și Fausta 6. Iubirile lui Cico 7. Fiul lui Pardaion 8. Comoara Faustei, 9. Sfârșitul lui Pardagnon și 10. Sfârșitul Faustei. Michel Zevaco, epopeea dragostei, capitolul 1, în care o clipă de bucurie e mai puternică decât 17 ani de suferințe. După un răstimp de 17 ani, mareșalul de Montmorency și-a regăsit soția, pe Jean de Pien, de care fusese despărțit prin ticălușia fratelui său mai mic, mareșalul de Danville revedea ca într-un vis scena în care Danville îl înșelase, mărturisindu-i că fusese amantul Janei. Duelul cu acesta, când a crezut că îl lăsase mort pe locul luptei, precum și dispariția contesei de Pien, ducesă de Momoronsi. Revedea divorțul, căsătoria sa cu o altă femeie, pe care de altfel n-a iubit-o niciodată, păstrându-și inima plină de icoana primei soții. Anii se scurgeau astfel când, Deodată, un tânăr senior, un tânăr erou, cavalerul de Pardagnon, i-a adus scrisoarea aceleia pe care o crezuse dispărută pentru totdeauna din viața sa. Jean de Pien trăia. În scrisoare, ea se adresa fostului ei senior și stăpân, scoțând la iveală ticoloșia lui Danville și îi implora bunăvoință și sprijin pentru Louise, fica ei și a lui Duce de Montmorency. Zorile luminoase ale recunoștinței și fericirii au cuprins sufletul bătrânului duce. El încercase, dar în zadar, să-l aducă pe fratele său în fața judecății regelui. În zadar îl chemase la luptă dreaptă, știind că viața Jeanne și a fiicei ei se aflau în mâna lui. În deșert răscolise tot Parisul pentru a le regăsi și era gata să se cufunde din nou în întunericul doliului său, când, iată, cavalerul de Pardaion venise la el. Acest tânăr, un erou din alte vremi, a cărui inimă îi se părea că o ghicise într-o măsură, îl dusese de mână până la locuința misterioasă, unde era ascuns tot ce iubise el mai mult pe lume, și Ion o pe Jean de Pien, prima ducesă de Momoronsi. Sosise în sfârșit momentul atât de așteptat după 17 ani de lacrimi și doliu. Regăsea în cele din urmă tot ce avusese mai drag, bucuria inimii, vlaga a trupului său, însă și rațiunea sa de a fi, într-un cuvânt o revedea pe femeia iubită. Dar ce nenorocire, tot astfel cum un șuvoi prea puternic de sevă face să pleznească mugurul, fericirea a zdrobit creierul celei ce-i fusese soție. În ce stare o regăsea? Nebună. Jean de Pierre, în ultimele zile ale martiriului său, atunci când se simțea lovită de moarte, mai trăia doar cu un singur gând. Nu trebuie să mor înainte de a fi pus la dăpost fericirea fiicei mele, dar ce fericire mai putea exista pentru sărmana micuță atâta vreme cât nu se găsea sub ocrotirea tatălui său. Da, trebuie să-l regăsesc pe François, chiar dacă el mă mai consideră vinovată să-i încredințez copilul și apoi să mor. De când îl întrebase pe cavalerul Pardaion și acesta îi răspunsese că nu era cel îndreptățit să-i spună felul în care fusese primită scrisoarea de către mareșal, Jean își formase convingerea intimă că François citise scrisoarea și știa adevărul. Iată de ce nu încetase să aștepte, iar când bătrânul Pardaniu a înștiințat-o de prezența mareșalului, ea nu părut deloc surprinsă. Nu fus guduită de niciun fior și șopti doar atât. Iată și clipa morții mele. Gândul morții nu mai părăsea. Nu o dorea, dar nici nu se temea de ea. De fapt, simțea că moare. Ce se sfârma în De ce reîntoarcerea iubitului nu i-a prinsese în suflet decât o flacără mistuitoare repede stinsă? nu își putea da seama. De bună seamă că ceva se prăbușise în ea și acum își putea spune. Iată moartea. Iată venită și clipa odihnei veșnice o strânse pe lui cu patimă la pieptul ei și îi murmură la ureche câteva cuvinte care avură asupra fetei un efect fulgerător, căci ea, încercând zadarnic să răspundă, făcu o sforțare inutilă de a urma mama, dar rămase pironită locului, sfârșită, sprijinită de bătrânul Pardaion. Atât de nemăsurată oboseala Janei, atât de gravă în cremenirea minții, încât nu băgăde de seamă leșinul Luizei. Începu să pășească purtată de gânduri. François, iubitul meu. O, oh, Luiza mea, am să ajung să vă văd împreună, am să pot deci muri în brațele voastre. Deschise ușa arătată de pardaion și se găsi în fața lui François de Momorosi. Voi să se avânte și îi se părut chiar că se aruncă în brațele lui. A avut impresia că un strigăt puternic îi exprimase fericirea, dar toată această succesiune de gânduri s-a redus deodată la un singur cuvânt, pe care crezu că îl rostește cu adevărat. Adio, mor. Apoi, pentru ea, totul se sfârși, dar trupul ei nu murise. Doar inima îi fusese nimicită de nebunie. Această femeie, care îndurase atâtea suferințe, care ținuse piept atâtor înfricoșătoare nenorociri, această minunată mamă care nu fusese susținută în timpul calvarului său decât de ideea fixă de a-și salva copilul, ei bine, această nefericită căzu pradă uitării de sine. Încetă să mai reziste din clipa în care socoti fica salvată, în deplină siguranță. Nebunia care o pândea fără îndoială de mulți ani se abătu asupra ei. Mai bine de 17 ani de nenorociri n-au putut o dobori, dar o clipă de fericire i-a ucis rațiunea printr-o îndurare a soartei care se îndârjise până atunci împotriva ei, dacă mai poate fi vorba de alinări în aceste cumplite drame ale minții omenești, printr-un fel de milă a soartei, să spunem, nebunia Janei o întorcea în primii ani ai luminoasii sale tinereți, ai neprihănite ei iubiri, în acele dragi timpuri de la Margensi, unde iubise atât de mult. Sărmana Jean, biata zână a florilor, istoria nedreaptă nu ți-a închinat decât câteva cuvinte șterse – pentru visătorul căruia îi place să pătrundă cu pas șovăitor în întunecatele anale ale trecutului, care caută, fremătând prin mormanele de ruine, umila floare care a trăit, a iubit, a suferit, tu vei rămâne un simbol nepătat al suferinței omenești, iar noi, cei care ți-am evocat durerea, salutăm cu o amintire duioasă blândul și nobilul tău chip. Când mareșalul de Momoronsi își reveni în fire, se ridică într-un genunchi și, plimbându-și prin încăpere privirea uimită a unuia care se crede trezit dintr-un vis, o văzu pe Jean, șezând într-un jilț, zâmbitoare, cu fața liniștită, dar, din nefericire, cu ochii lipsiți de viață. O tânără, îngenuncheată în fața ei, cu capul ascuns în poala nebunei, plângea înăbușit. François se ridică și se apropie clătinându-se de acest grup atât de fermecător și de trist. Se-a spre fată și i-a atinse ușor umărul. Louise înălță fruntea. Mareșalul îi cuprinse mâinile, o ridică în picioare, fără ca mama să încerce să o rețină și o privi cu nesaț. O recunoscu pe loc. Louise era portretul viu al mamei sale, sau mai curând era Jean la începuturile ei, așa cum o văzuse și o iubise el la Margency. Fica mea!" îngăimă el. Louise, zguduită de plâns, căzu în brațele mareșalului și, pentru prima dată în viața ei, rosti, cu o inexprimabilă încântare și nesfârșită desfătare, acest cuvânt neobișnuit buzelor sale. Tată! În clipa aceea, lacrimile lor s-au contopit. Mareșalul o așeză lângă Jean, păstrându-i mâna între lui și luându-și fica pe genunchi ca pe o copilă, îi spuse cu solemnitate. Copilul meu, tu nu mai ai mamă, dar în momentul în care ești lovită de această mare nenorocire, îți regăsești tatăl." Astfel se reîntâlniră cele trei ființe. Când mareșalul și lui se mai liniștiră, spunându-și neîncetat că, unindu-și strădaniile, ei doi vor izbuti să salveze mințile Janei, când lacrimile se mai oscară, începură să-și pună nenumărate întrebări. Astfel, François află de la fica sa după o lungă povestire des întreruptă, ce fel de existență dusese aceea care îi purta numele. La rândul lui, el își depână viața începând cu drama de la Margensi. Iar atunci când, înlănțuiți, depuseră pe fruntea palidă a Janei câte un sărut, era aproape miezul nopții. Sfârșitul capitolului 1 Michel Zevaco, Epopeia Dragostei Capitolul 2, în care făgăduiala lui Pardanion Tatăl este ținută de jupânul Gil. Mareșalul de Danville, după ce asistă la încercuirea casei din strada Montmart, se grăbi să ajungă la Palatul Mesme. Îi avea în mână pe cei doi Pardanion și își făgăduia să nu-i mai scape. Într-adevăr, numai moartea acestor doi oameni ar putea să-l pună la dăpost. Erau amândoi posesori unei taine care l-ar putea trimite la eșafod. Atunci când, încredințat că bătrânul urmări urmărise trăsura care o răpise pe Jean de Pien, mareșalul se hotărâse să o rupă cu el, fu decisă și uciderea acestui periculos ajutor. Se lipsea astfel de un sprijin prețios, dar obținea în schimb o oarecare liniște în ceea ce le privea pe cele două captive. Danville se avântase în conspirația lui de ghiz numai din ură împotriva fratelui său. Pentru a-l atrage pe Danville, Ghiz făgăduise moartea lui Momoronsi. François mort, ucis cu abilitatea necesară, Henri devenea capul familiei, unicul moștenitor, un senior aproape tot atât de puternic și poate mai bogat decât regele. Îi va fi atribuită spada de conetabil care făcuse faima tatălui său să și vedea cel de-al doilea personaj al regatului. Iată gândurile care, încetul cu încetul, s-au adunat în conștiința crudului mareșal, care inițial fusese împins doar de nemărginita dorință de a scăpa de fratele său. Iar ura aceasta izvărâse din dragostea lui Henri pentru Jean de Pien, respins la margenții de către logodnica fratelui său, el se răzbunase cumplit. Așa stăteau lucrurile în clipa când o reîntâlni pe Jean și își dădu seama sau crezu că își dă seama că patima lui nestinsă se redeșteptase mai aprinsă ca oricând. Conspirația care trebuia să-l facă pe ghiz rege al Franței îl purta și pe Danville spre putere, prilejuind în același timp dispariția fratelui său, astfel că Jean de Pien nu va mai avea niciun temei să-i rămână credincioasă lui François, Iată cum însușirea acestei puteri îi putea aduce lui Henri cucerirea Janei. Înțelegem acum de ce se grăbise Danville să răpească pe Jean și pe fica ei. Voia să împiedice cu orice preț o întâlnire a lor cu François. Astfel ne explicăm totodată și relativa lui îngăduință față de cele două captive. Voia să se înfățișeze într-o bună zi Jeannei și să-i spună Sunt nemărginii de bogat, sunt omul cel mai puternic din regat după rege. Voi fi, poate, într-o zi, rege al Franței, căci în zilele noastre puterea aparține celor mai îndrăzneți. nu ați dori să împărțiți cu mine această putere și această bogăție, așteptând momentul când voi putea să vă împodobesc capul cu o coroană? Nu se îndoia de faptul că va izbuti să orbească pe Jean de Pien cu această strălucire. Înțelegem acum de ce ținea Danville atât de mult ca Pardagnon, pe care îl socotea de lui Momoronsi, să nu afle niciodată unde se găseau Jean și Louise. De aici și nevoia de a tăinui această ascunzătoare bătrânului Pardaion, care n-ar fi șovăit să-l înștiințeze pe fiul său. De aici și pricina pentru care mareșalul se înfuriase atunci când, da spre Mon, i-a arătat că bătrânul cavaler urmărise trăsura. Tot de aici și hotărârea de a-l ucide mai întâi pe acesta și apoi pe fiu fusese încredințat că bătrânul Pardaion murise în ziua când el părăsise Parisul pentru a-l urma pe rege la Blois. Se înțelege acum uimirea lui, turbarea precum și groaza de a da din nou de Pardaion, viu și nevătămat, Pardaion împreună cu fiul său. Dar ce trebuie să fi gândit când a văzut-o cu ochii lui pe Jean? Însemna prăbușirea întregului său plan. Cei doi Pardaion vor da pe față conspirația. François o va regăsi pe Jean. Toate astea le-a înțeles într-o clipită și, pe când se îndrepta spre palatul Mesme, era pe deplin hotărât să obțină un ordin al regelui să se întoarcă și să asedieze personal casa, ucigându-i cu mâna lui pe cei doi pardaion. Înainte de orice, voia să știe cum se făcea că bătrânul pardaion pe care îl lăsase mort în fundul pivniței sale, se găsea acum în viață și cum de lăsase Jil pe Jean de Pine să scape din casa Alisei. El împlinise ruga amenințătoare a Jeanei, spunându-i, Acești doi oameni sunt ai dumneavoastră, luați -i. Dar cedând, își spuse în sinea lui că astfel îi va avea pe toți patru la un loc și că îi va putea prinde din nou pe toți în aceeași plasă. Cu toate gândurile liniștitoare pe care le tot născocea, se simțea totuși rost de îngrijorare și când ajunse la palatul Mesme, spumega de furie. Străbătu repede palatul fără să găsească pe cineva. Mare prost mai sunt, mormăi el. Ticălosul de Jil trebuie să fie și el la Fosse Momart, dacă nu cumva a fugit. Era gata să se întoarcă și să iasă când îi veni ideea să meargă mai departe până la odăile de lângă bucătărie. În acest scop trebuia să străbată lungul coridor în care se găsea ușa vestitului Beci, unde se desfășurase marea bătălie a lui Pardaion. Trecând prin fața pivniței, mareșalul văzu ușa deschisă. Se aplecă și zări pâlpâind o lumină. Dă, Doamne, să fie el!" scrâșni mareșalul printre dinți. Beciul acesta, care ar fi trebuit să fie mormântul lui Pardaion, ar deveni cel al lui Gil. E foarte simplu. Numai cadavrul ar fi altul coborâ cu băgare de seamă. Pe măsură ce cobora, interiorul pivniței îi se înfățișea mai limpede. Un spectacol ciudat, aproape fantastic, se oferea privirilor sale. Se strecură atunci fără zgomot într-un colț întunecat ca să nu piardă nimic din spectacolul ăla amintit. Scena pe care o vom descrie, desfășurată sub ochii mareșalului, era luminată de o torță cu rășină care desena un cerc de lumină, în timp ce restul vastei pivnițe rămânea cufundat în întuneric. În acest cerc luminos, produs de flacăra fumegătoare a torței, se vedeau doi oameni. Unul dintre ei în picioare, legat cu o frânghie de un fel de stâlp de tortură. Celălalt ședea pe o buturugă de lemn în fața celui legat. Cel legat de stâlp era încă tânăr. Avea un obraz pălit de groază și gemea că ar fi putut rupe și inima cea mai tare. Celălalt, un bătrân cu chip diavolesc, avea un rânjet care îi se întindea ca o cicatrice pe toată fața brăzdată de zbârcituri. Stătea mai mult pe vine decât așezat pe buturugă și se îndelidnicea foarte atent cu ascuțirea unui cuțit. Bătrânul ce părea să se pregătească pentru o treabă de călău era Jil, iar tânărul era Jilo. Să lămurim în câteva cuvinte de ce Ejilo se afla în această pivniță în timp ce prudența cea mai elementară l-ar fi sfătuit să se țină cât mai departe de respectabilul lui unchi. Pe Ejilo cerul îl blagoslovise cu numeroase vicii. Era fricos, fățarnic, fustangiu, lacom sau mai curând mare mâncău, leneș, bun de nimic, rău când putea, deci lași cu alte cuvinte o făptură respingătoare. Dar, mai mult decât orice, Jilou era zgârcit. Moștenise meteahna de la unchiul său, care era zgârcenia pe pământ, și tocmai această zgârcenie l-a pierdut pe nefericitul Jilou, precum dragostea a fost pricina căderii Troiei. Într-adevăr, atunci când, după eroica rezistența lui Jil, care, așa cum am văzut, refuzase cu încăpățânare să dea în vilag taina mareșalului, Gilo ca să-și apere urechile, îi destăinuise lui Pardanion, în ce casă se aflau Jean de Pian și Louise. În momentul acela, profitând de încremenirea unchiului și de tulburarea celor doi Pardaiu, Gilo o ștersese pe furiș. Își salvase astfel urechile lui Clăpăuge, acelea la care, după cum spusese bătrânul Pardaiu, cu ideile lui deosebite despre estetică, Rău făcea Gilo că ținea atât de mult. Dar asta nu era tot, la urma urmei urechile nefiind decât o podoabă a capului. De data aceasta era însă vorba de salvarea întregului său trup. Pardaion nu-i amenințase decât urechile și susținea că dispariția lor va înfrumuseța chipul roșcovan al lui Gilo. Dar cu Gil era altceva. Necruțătoarea mânie a unchiului îi va pune în primejdie chiar viața. Jilo se așteptă să fie cel puțin spânzurat dacă vreodată ar fi dat nas în nas cu înfricoșătorul bătrân care nu și-o să-și dea mai curând viața și averea decât să piardă stima stăpânului său. Iar acest stăpân, la rândul lui, ce soarte i-ar rezerva el lui Jilo? Jilo se cutremură și simți cum îi cresc aripi la picioare. Se cățără pe scară cu toată iuțeala inspirată de această groază pe deplin îndreptățită. În câteva secunde, Jilou ajunse în camerele de lângă bucătărie și acolo își spuse Gândindu-mă mai bine, la Paris nu pot rămâne. Dacă n-aș muri spânzurat, sugrumat sau zdrobit de tortură, aș muri de frică, ceea ce e tot una. Trebuie să dispar. Și Jilou voi să o ia la sănătoasă. Dar în aceeași clipă, chipul îi se întunecă. Ca să mergi departe, ai nevoie de mulți bani. Un alt gând îi străbătu pe loc mintea vicleană și echipul lui luă pe dată expresia unui asemenea rânjet, încât ai fi putut crede că nebunise de-a binelea. Nu, Jilo nu era nebun. Își amintise doar că dacă el era sărac, unchiul lui era foarte bogat. Tot hoinărind și scotocind prin palat, Gilo descoperise de mult venerabilul cufăr în care Gil își îngrămădea la un loc scuzii pe care îi câștigase împreună cu cei pe care îi furase. Două minute i-au fost de ajuns prin tenul lui Gillesau să pună mâna pe un târnăcop, să găsească cheile, să zboare spre locuința unchiului său și să-i deschidă odaia în care se găsea vestitul cufăr. Socotii în gând că Gil va fi reținut mai bine de un sfert de oră de cei doi pardaion. Jilo, înainte de a da prima lovitură, pipăi capacul cufărului ca să aleagă locul unde era mai bine să lovească. Un fior de bucurie și uimire îl zgudui din cap până în picioare. La prima mișcare izbuti să ridice capacul. Cufărul nu era încuiat. De ce? Cititorii noștri nu au uitat probabil că bătrânul Pardaion trecuse pe acolo. Fără să mai stea pe gânduri, Jilo dădu capacul la o parte, izbucni într-un răcne de bucurie, căzu în genunchi și își înfundă cele două brațe până la cot în grămezile de scuzi. În acele clipe, Jilo uitase și de dracu și de Dumnezeu, uitase și de pardanion și de unchiul său. După un răgaz de încântare și visare, Jilo își aminti totuși că se afla acolo ca să-și umple buzunarele, treabă pe care o începune întârziat. Nu voi putea niciodată să car totul. Bombăni el cu un oftat de mânie neputincioasă, un adevărat oftat de avar. Aceste cuvinte îl întruchipau cum nu se poate mai bine pe Jilo. Totuși își îngrămădi claie peste grămadă scuzi în buzunare, în încălțări, în pieptar, fără să se gândească niciun moment că nu va putea face un pas pe stradă, fără să zornăie ca un catâr cu clopoței și fără să împrăștie aurul pe tot drumul. După ce se înfruptă cât putut din argintul și din aurul din ladă, Jilo, cu picioarele crăcănate, cu brațele înțepenite, greoi și împiedicat, se dădu un în pas înapoi murmurând. Ce nenorocire! Am luat de-abia jumătate! Dar hai să o șterg!" Se întoarse spre ușă și rămase încremenit. Unchiul era acolo. Cumplitul Jil, rezemat de ușa închisă, cu un rânjet șters pe buze, îl privea cum se agită. Jilo voi să-și împreuneze mâinile, dar mișcându-se, doi sau trei scuzi se rostogolire pe podea. El se prăbuși în genunchi și atunci îi plesni răghetele, iar țopăia la scuzilor reîncepu un adevărat torent de aur pe care bătrânul îl urmărea cu coada ochiului, continuând să rânjească în chipul cel mai hidos. Jilo încercă și el să zâmbească, de aici o ciognire între două schimonoseli nemaipomenite. Unchiule, prea cinstitule unchi, bălbâi jilo. Ce faci aici?" întrebă bătrânul. Nu vezi, încerc să fac ordine în cufăr." Bun, faci ordine în cufăr. Ei bine, dă drumul mai departe, băiete." Jilo rămase fără glas. Cum să continui?" Bineînțeles, în cufărul meu se găsesc 29 de mii 375 de livre de argint și 60.228 livre de aur. În total, dacă nu mă înșel la socotală, 89.593 de, de livre. Numără băiete, numără în fața mea, ban cu ban. Așează totul în fișicuri de câte 25, aurul la dreapta fiind mai nobil, iar argintul la stânga. Hai, ce mai stai? Gata, cinstite unchi, bunul meu unchi, gata, Încep!" spuse Jilo. Prima mișcare fu să-și golească buzunarele, încălțările și pieptarul. Numărătoarea porni în ordine și metodic, sub privirile unchiului, ai cărui ochi scăpărau ca nestematele roșii. Pe măsură ce fiecare fișic era pus din nou la locul lui în cufăr, Jilo își înăbușea câte un oftat în timp ce unchiul număra. Încă 15.000, încă 12.000, Suma descreștea din ce în măsură ce monezile erau din nou rostuite în cufăr. Operația, după cum ne putem ușor da seama, a durat multă vreme. Începută pe la orele două, ea s-a terminat abia pe la 5 seara. Toată această întâmplare se petrecea în același timp cu reîntoarcerea regelui Charles al ix la Paris și în momentul când cei doi pardaion luptau în strada mart cu oamenii lui Danville. Deci, unchiul Jil rostea totalul pe măsură ce grămezile de aur și de argint se îngrămădeau iarăși în cufăr. Nu mai lipsesc decât 5.000 de livre. Numai 4.000, numai 3.000... Jilo, care așezase cu băgare de seamă ultimul ban și scosese un ultim oftat, privi în jurul lui și nu mai văzu nimic. Podeaua se golise de tot și nu se mai vedea nici un singur scud. Ce spui acolo, unchiule?" I se adresă Jilo. Spun că nu mai lipsesc decât 3.000 de livre. Jilo se scotoci și scoase din buzunar scudul, cei doi soli și cei șase bănuți care formau averea lui personală. Îi întinse cu eroism bătrânului care îi înhăță, îi ascunse și spuse: Dar restul? Care rest unchiule? Cele 3.000 de livre. Nu mai am nimic unchiule. Hai, grăbește-te, că dacă nu te caut, Caută-mă, dragă unchiule, că eu nu mai am nimic." Jil își năbuși un bombănii de deznădejde, pipăi cu mâinile tremurătoare veșmintele lui Jilo și o sudoare rece i-a părut pe pielea capului. Jilo nu mințea. Dezbracă-te." Jilo se supuse mai mult mor decât viu. Bătrânul Jil cercetă fiecare veșmânt, pipăi cu săturile, întoarse pe dos buzunarele, descusu căptușelile și trebuie să accepte cruda realitate. Lipseau 3000 de livre din comoară. O înjurătură sălbatică și un urle de groază răsunară în același timp în încăpere. Înjurătura venea de la Jil, care totodată răgnea. Dă-mi înapoi, ticălusule!" Urletul fusese a lui Jilo, pe care unchiul îl apucase de beregată. Economiile mele de cinci ani, zbiera Jil. Dar atunci, cine mi-a luat sărmanii mei bănuți, dragii mei bănuți, unde ați plecat? Numai bătrânul pardaion ar fi putut răspunde la această întrebare. Dar Jilo, socotică venise momentul potrivit să se dea bine pe lângă unchi și șopti. Unchiule, am să te ajut să-i regăsești. Tu? urlă bătrânul care uitase de nepot. Tu, ticălosule! Tu care ai venit aici ca să mă furi? Tu? Așteaptă numai! Ai să vezi îndată ce ai să pățești pentru hoția și trădarea ta! Hai, îmbracă-te, dar repede!" În același timp își scutură nepotul cu o putere pe care nici nu i-o puteai bănui. În sfârșit îi dădu drumul și Jilo se îmbrăcă la repezeală. Jil în vremea asta se liniștise treptat. Când Gil-o fugata, îl înhăță de ce a făcut degetele lui lungi, osoase și tarca fierul, închise cu grijă o daia și îl târâ după el. Îndurare!" gemea Jilo. Ajuns jos, Jil dădu drumul nepotului și scoțând un pumnal ascuțit îi spuse. La prima mișcare pe care o faci ca să fugi, îți tai beregata." Amenințarea aceasta îl mai liniști pe Jilo. Prin urmare, nu urma să fie omorât din moment ce era amenințat cu moartea numai dacă încerca să fugă. Ia-o înainte, spuse unchiul cu pumnalul în mână. Condus, sau mai bine zis împins de bătrân, Jilo străbătu grădina și intră în magazia grădinarului. Pune mâna pe bulumacul ăsta, porunci unchiul arătând spre un stâlp destul de lung ascuțit la un capăt. Jilo se execută și luă stâlpul pe umăr. Ia și frânghi asta, mai ia și hârlețul ăsta, adăugă unchiul. Nepotul se încărcă cu lucrurile care îi fusese arătate. Temutul bătrân făcea haz privindu-și nepotul împovorat cu instrumentele propriei sale torturi, iar Jilo, astfel încărcat, se îndreptă din nou spre oficiu și pătrunse apoi în coridorul pivniței. Din oficiu, Jillo luă în trecere o torță și un cuțit. Îl împinse pe nepot în pivniță, iar când ajunse jos, îl târâ în fund și spuse, sapă aici. Jilo o adevărată zdranță de om pierit de groază, năucit, început să sape cu hârlețul. Jilo înfipse adânc cu barosul stâlpul în gaura săpată, până când Jil constată că e destul de țeapăn și îi strigă. Ajunge! Atunci, bătrânul îl luă pe nepot, îl lipi de stâlp și îl legă cu frânghia, astfel încât să nu poată mișca nici brațele, nici picioarele și nici capul. Jilo, înnebunit de frică, nu se împotrivea căci instinctul lui vital nu îl îndemna să se revolte. Ce ai de gând să faci cu mine?" bolborosi el. Ai să afli," îi răspunse unchiul. Bătrânul, împinse în fața lui Jilou un fel de buturugă de lemn, se așeză pe ea și începu să ascută cuțitul adus din bucătărie pe tăișul pumnalului său. La vederea acestor pregătiri, Jilou începu să se văicărească fără încetare. Tocmai atunci, mareșalul Danville pătrunse în pivniță. Mă plictisești cu zbieretele tale de porc dus la tăiere!" strigă Gil. Dacă nu taci, să știi că te omor!" Gilo a muțit pe dată. Deci nu vrea să mă ucidă!" gândi el. Dar atunci ce vrea?" Ei bine," continuă bătrânul Gil. acum te voi judeca după mintea și conștiința mea. Aceasta înseamnă că voi fi îndurător în măsura în care crimele tale îngăduie îndurarea." Să-mi răspunzi cu toată sinceritatea da, unchiule, îți făgăduiesc din toată inima, răspunse Jilo, începând să mai prindă curaj. Între timp însă trăgea neîncetat cu ochiul la cuțitul pe care bătrânul îl ascuțea într-una cu sârg. Acesta îl întrebă. Ai urmărit deci trăsura în care monseriorul le-a ascuns pe prizoniere? Da, unchiule, până în strada de la hașe. Te-a văzut careva? Cred că domnul Daspremont trebuie să mă fi zărit, dar nu cred că m-a recunoscut. Și care ți-a fost gândul când ai urmărit trăsura? Niciunul, voiam să văd, asta e tot. Ei bine, băiete, ai văzut ceea ce nu s-ar fi căzut să vezi. Vai mie, tare mă mai căiesc cinstite unchi. Bine, acum spunem pungașule, spunem nelegiuitule, ce drag te-a împins să povestești blestemaților de pardaniu, ceea ce n-ar fi trebuit să vezi niciodată. Niciun drac, am vrut să-mi apăr urechile, unchiule. A, lași nenorocit! Voiai să-ți salvezi urechile în timp ce eu îți dădeam o pildă vie, oferindu-mi întreaga avere cu toate că aș fi murit de mâhnire dacă mi-ar fi fost primită. Știi tu, blestematule, ce nenorociri îi va aduce trădarea ta ilustrului meu stăpân? Vai, unchiule, iartă-mă! Și eu, eu ce voi deveni? Ce voi răspunde acestui puternic senior când mă va trage la răspundere? Bătrânul Jil era sincer. Lăsă să-i cadă capul între mâini și își puse întrebarea dacă nu era mai bine să moară decât să înfrunte mânia mareșalului. Avea totuși un martor al împotrivirii și al deplinei sale nevinovății. Acest martor era chiar jilo. Era deci prețios și trebuia păstrat. Ascultă," îi spuse el ridicând capul, nu te condamn la moarte." Monseniorul va lua în privința ta hotărârea pe care o va crede de cuvință trebuie totuși să pedepsesc lașitatea și trădarea care mă aduc pe mine însumi în pragul spânzurătorii, fără să mai vorbim de faptul că ele împătează cinsta. Bagă de seamă că nici nu pomenesc de cele 3000 de livre lipsă din cufăr. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al www.cărțiaudio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Da, dar nu le-am luat eu, urlă Gilon. Nu-ți mai spun nimic, continuă Jil, netulburat, de marea hoție pe care te pregăteai să o înfăptuiești. De ce nu ți-a trecut mai bine prin minte să mă înjunghi decât să ajungi să te atingi de scumpii mei bănuți? Dar, cum îți spuneam, îți iert această crimă. În ce privește însă trădarea, monseniorul va judeca și poate te va cruța și el dacă îi vei povesti lucrurile așa cum s-au petrecut. Mi-o juri? Ți-o jur pe partea mea din rai, Bine, în acest caz mă voi mulțumi să te trag la răspundere numai pentru răul pe care mi-l faci, fiind în primejdie de a fi cel puțin izgonit de seniorul meu și am să te pedepsesc pe acolo pe unde ai păcătuit. Dar cum? Cum? îngăimă Jilo în verzi de spaimă. I-ai trădat pe seniorul și pe unchiul tău pentru a-ți salva urechile. Ei bine, am să-ți tai urechile. Îndurare, răgnine fericitul Jilo. Jil, care se ridicase liniștit și încerca tăișul cuțitului pe unghia degetului său mare, se apropie de nepot, care, livid, cu ochii închiși, mai a avut puterea să se ferească. Cel puțin nu-mi tăia decât una." Nici nu termină bine această ciudată rugăminte, că un urlet înfricoșător îi țâșni din gâtlej. Cumplitul bătrân îi apucase urechea dreaptă, trase cu putere de ea și o tăie dintr-o singură lovitură de cuțit urechea căzu pe podeaua pivniței. Cruțare pentru aceea care mi-a mai rămas!" strigă Jilo înnebunit de groază și de durere. Cruțare! Milă!" Se auzi un al doilea urlet și apoi nepotul leșină. Cu aceeași seninătate, unchiul trecuse la stânga și într-o clipită urechea stânga lui Jilo ajunsese lângă cea dreaptă pe podeaua însângerată. Nimeni nu-și poate ocoli soarta," afirmă fataliștii. Se pare că aceea abietului bietului Jilo fusese ca mai devreme sau mai târziu să fie lipsit de aceste două imense și clăpăuge podoabe cu care natura îl strase din plin de fiecare parte a chipului. După ce își termină treaba, monstruosul bătrân începu să zâmbească. Dar când își văzu nepotul plin de sânge și fără cunoștință, se cutremură și mormăi. Drace, nu trebuie ca prostănacul ăsta să moară numai decât. Este doar martorul meu în fața mareșalului. Alergă deci în grabă la oficiu și aduse apă, vin îndulcit, un întăritor și comprese. După ce spălă bine cele două răni, după ce le arse cu vin îndulcit și le legă cum trebuie, strecură o înghițitură de întăritor între buzele bolnavului și îi stropi fața cu apă rece. Jilo își reveni, deschise niște ochi pierduți și crezând că visa se urât, își duse îndată cele două mâini la urechi. Dar acestea nu mai existau. Jilo gemu jalnic. Nu cumva ai să te plângi de ceva?" îl întrebă unchiul cu acea intonație batjocoritoare care îi se atribuie de obicei lui Satan în vechile legende. Ce nenorocire!" răspunse Jilo. Cum am să mai pot auzi acum?" Prostă, nacule, replică Jill. Aceasta a fost singura mângâiere pe care i-o acordă băiatului mutilat. În același timp însă, îl luă de braț, îl ajută să se ridice, îl puse pe picioare și împreună se îndreptară spre scară, la lumina ultimelor pâlpâiri ale torții gata să se stingă. Dar rămaseră pironiți locului unul mai îngrozit decât celălalt. În fața lor se afla un om, iar acest om era mareșalul de Danville. Monseniore!" exclamă Jil căzând în genunchi. Ei bine!" rosti Danville cu un glas liniștit. Ce se întâmplă aici?" A, ah, monseniore, o nenorocire înspăimântătoare! Sunt nevinovat, vă jur! Am vegheat, am supravegheat așa cum mi-ați poruncit când ați plecat. Soarta și acest mizerabil au făcut totul. Lămurește-mă mai bine, jupâne Jil!" i se adresă Danville cu asprime. Ei bine, monseniore, blestematul de Pardaion știe acum unde se află cele două captive. Și tu n-ai nicio vină în această trădare? Monseniore, vă jur, dar binevoit să-l întrebați pe acest mizerabil căruia i-am tăiat urechile. E de prisos. Am încredere în cuvântul tău, Gil. Ridică-te. A, monseniore, exclamă intendentul. Credeți ce doriți, dar ceea ce mi-ați spus acum este pentru mine o răsplată mai strălucită decât aceea din ziua când mi-ați dăruit 500 de scuzi dintr-o dată. Așadar, îmi rămâi devotat? Până la moarte, vorbiți, porunciți-mi, viața mea va aparține. Atunci, vino și caută să te folosești de toată și retenia ta. N-am nevoie de sângele tău, dar ceea ce îți voi cere acum va fi neîndoielnic mai greu decât să mori pentru mine. Sunt gata la orice, monseniore. Bătrânul se ridică mândru în picioare. Mareșalul i-a spus că are încredere în cuvântul lui, al unui lacheu, ca în acel al unui gentilom, de la egal la egal. Jil simți cum talentul lui de intrigant se înzecește și ardea de nărăbdare să se arunce în luptă, întrezărind la capătul acestei lupte o victorie strălucită, iar odată cu ea averea. Danville urca scara pivniței adâncit în gânduri. Monseniore, dar acest nătâng?" spuse bătrânul arătând spre gilo leșinat. Să-l dau gata?" Nu, fiindcă va putea servi în cele ce vei avea de făcut. Vino!" Sfârșitul capitolului 2 Michel Zevaco, Epopeia Dragostei Capitolul 3 Astrologul Îl vom lăsa pe mareșalul Danville hărțuit de ura și furia sa în căutarea mijlocului de a-i lovi de moarte pe cei doi pardaion și de a pune din nou mâna pe Jean. Îi vom părăsi și pe François de Montmorency, pe Sărmana Nebună și pe Louise, aflați cu toții în casa învățatului Ramus, unde nevoile povestirii ne vor readuce în curând. Trei zile după aceste evenimente, trei zile după reîntoarcerea triumfală a regelui în capitala sa, în timp ce la biserica saint germain en 10 lovituri răsunau în noapte anunțând ora, două umbre mergeau fără grabă în întunericul care învăluia grădinile noului palat al reginei. Pe actualul loc al Halei de Gru, bursa de comerț, se ridica altădată Palatul Soisson, nu departe de Palatul Nesle, Caterin de Medicis, care avea un simț deosebit al proprietății, cumpărase întinsele grădini și terenurile virane din jurul Palatului Soissons, căzut în ruină. Poruncise să fie doborâte zidurile șubrede, iar o armată de zidari se străduise să scoată din pământ, ca prin puterea baghetei magice a unei zâne, un palat de o elegantă măreție. În timp ce o armată de grădinari făcuse să răsară în jurul Palatului Reginei, arbuști, plante și flori. În aceste grădini, Caterin, care toată viața a dus dorul Italiei, a cerut să fie răsădiți cu mari cheltuieli, portocal și lămâi. Ei plăceau toate desfătările, toate bucuriile amețitoare, toate parfumurile, sângele și florile. La capătul acestor grădini, într-un colț al unei mici curți aflată într-un ieșind în direcția Luvrului, fusese ridicată, după porunca și planurile Caterinei, o coloană dorică. Și azi, în picioare, ultima rămășiță a acestui armonios ansamblu de construcții. Acest soi de foișor fusese clădit pentru astrologul reginei. Spre acest turn se îndreptau cele două umbre de care am pomenit. Umbre, deoarece Rugieri și Caterin, ei doi erau, înainteau un în liniște înveșmântați în negru. Se oprire la piciorul coloanei. Astrologul scoase o cheie din pieptar și deschise o ușă joasă. Intrară și se găsire imediat în fața unei scări care urca în spirală până la platforma turnului. Acolo se afla un cabinet sau mai curând o cămăruță îngustă unde rugierii își depunea instrumentele de lucru, lunete, compasuri și așa mai departe. Drept mobilă nu se găseau acolo decât o masă încărcată cu cărți și două fotolii o ferestruică îngustă, dând spre strada de la Hașe, lăsa să pătrundă aerul în acest colțișor. Prin această ferăstruică, bătrâna Laura, spioana unei spioane, comunica cu rugierii. Tot pe aici își arunca Alice de Lux rapoartele destinate reginei. În ziua aceea, Catherine primise de la Laura un bilet conținând aceste câteva cuvinte. Astă seară, pe la 10, ea va primi o vizită importantă despre care vă voi raporta mâine. Maiestatea voastră dorește să aprindă o făclie?" întrebă rugierii. În loc de răspuns, Caterina apucă grăbit mâna astrologului și o strânse puternic, făcându-i semn să păstreze liniște. Într-adevăr, dinspre stradă, ea auzise un zvon de pași care se apropiau de turn, iar Caterin de Medicis, care ar fi putut fi un polițist de mâna întâi, își spuse din instinct că pașii erau, fără îndoială, ai persoanei care trebuia să-i facă Alisei de lux acea vizită importantă. Regina se apropie de frăstruică și, pentru a nu pierde nimic din pricina întunericului prea adânc, se așeză astfel încât să poată asculta. Pașii se apropiau. Trecători, zise rugierii dând din umeri, credeți-mă, maestate. El ridicase glasul ca și cum ar fi voit să se facă auzit de cei ce veneau. Liniște, șopti Caterin pe un ton amenințător care îl făcu pe astrolog să pălească. Persoanele care umblau pe stradă, oricine ar fi fost ele, nu puteau bănui cu niciun chip că erau pândite. Ele se opriră lângă turn, nu departe de ferăstruică, iar regina auzi un glas. Un glas de bărbat învăluit într-o tristețe greu de definit și care o făcu să tresară surprinsă. Glasul rostea. O voi aștepta aici pe maestatea voastră. Din acest punct voi supraveghea în același timp strada Traversin cât și strada de la Hașe. Nimeni nu va putea ajunge la ușa verde fără ca eu să-i ațin calea. Maiestatea voastră va fi, deci, în deplină siguranță. N-am nicio teamă, conte, răspunse un alt glas de data aceasta de femeie. Deodată, murmură în rugierii. Jean d'Albert, adăugă Caterin de Medicis. Iată ușa, doamnă, se auzi din nou glasul contelui de Marila. Vedeți, prin grădină se zărește o lumină fără îndoială că ea a primit mesajul dumneavoastră și acum vă așteaptă. Tremuri, bietul meu copil! Niciodată în viața mea nu voi mai trăi o asemenea emoție, cu toate că am trecut prin atâtea, unele plăcute, altele atât de cumplite. Gândiți-vă, maestate, că în acest moment este în joc viața mea. Orice s-ar întâmpla însă, eu vă binecuvântez, Doamnă, pentru bunăvoința pe care înțelegeți să mi-o acordați. Deodată, știi bine că te iubesc ca pe fiul meu. Da, regina mea știu, dar, din păcate, o alta ar trebui să se afle în locul dumneavoastră. Când mă gândesc, Doamnă, că propria mea mamă m-a recunoscut fără îndoială în timpul convorbirii de la podul de lemn, că a observat tulburarea mea, mi-a atins rana, mi-a simțit durerea și n-a rostit totuși niciun cuvânt, n-a făcut niciun gest, n-a dat niciun semn de dragoste, că a rămas rece ca gheața de nepătruns, înspăimântătoare în încremenirea ei. Contele își arătă printr-un gest adânc al lui mâhnire, iar zgomotul înăbușit al unui suspin ajunse până la urechea Caterinei, care rămase nepăsătoare. Curaj!" îl îndemnă Jean d'Albert ca să mai schimbe gândurile tânărului. Nădăjduiesc că peste o oră am să-ți pot face o mică bucurie, scumpul meu copil!" Cu aceste cuvinte, regina Navarei trecu repede strada și se duse să bată la ușa verde. O clipă mai târziu, ușa se deschise și Jean d'Albert pătrunse în casa Alisei de Lux. Contele de Marila, cu brațele încrucișate pe piept, se sprijini de turn și început să aștepte. Capul lui aproape că atingea fărăstruica. Care au fost gândurile acestor trei ființe de-a lungul clipelor care se scurgeau una câte una în tăcerea nopții? astrologul ca tată, regina ca mamă, iar deodată copilul. Printr-o mișcare înceată, rugierii se așezase pe nesimțite într-o poziție care să o împiedice pe Caterin să scoată brațul prin fereastruică. Ce bănuială îngrozitoare îi trecea oare prin cap? Caterin era întotdeauna înarmată cu un scurt pumnal ascuțit, o armă florentină, pe a cărui lamă erau imprimate minunate arabescuri, un înfricoșător juvaier în mâinile reginei. Rugierii se cutremură de groază, căci el însuși muiase vârful pumnalului într-o otravă fulgerătoare, iar cea mai mică înțepătură cu acest prețios obiect de artă era mortală. Cine știe dacă regina nu intenționa să-și întindă pe neașteptate brațul și să lovească? Oricum însă, ea rămase nemișcată. Orologiul bătu de ora 11 și apoi de jumătate. În sfârșit, când ultima bătaie de miezul nopții se pierdea în văzduh, regina Navarei o părăsi pe Alice de Lux. Cu gâtul încortat, năpădit de neliniște, contele o văzu venind, dar nu se putu clinti din loc. Caterin se pregătea să asculte. Iată însă că Jean d'Albert, apropiindu-se de contele de Marila, îi spuse doar atât. Vino, dragul meu fiu, avem ceva de vorbit fără întârziere." Și amândoi se îndepărtară. După plecarea lor, Caterin de Medicis șopti. Acum poți să aprinzi făclia. Astrologul dă două ascultare și atunci se văzu cât era de livid, cu toate că mâna nu-i tremura de fel, iar căutătura îi era liniștită. Caterin, privindul atent, dădu din umeri și zise. Ai crezut că am să-l omor?" Da," răspunse astrologul cu o înspăimântătoare sinceritate. Nu ți-am spus doar că nu-i vreau moartea, că îmi va putea fi folositor?" Vezi, deci că nu mă gândeam să lovesc, de vreme ce mai trăiește după cele ce am auzit amândoi. N-ai auzit? Știe că-i sunt mamă. Astrologul nu răspunse nimic. Până acum mă mai îndoiam. Acum s-a terminat. El singur a spus-o. Știe, Rene. Oricui altuia decât lui rugierii, aceste cuvinte ale Caterinei nu i-ar fi produs niciun fel de impresie. Dar astrologul o cunoștea și glasul cumplitei sale amante îi apăru atât de amenințător, încât rămase cu ochii plecați, neîndrăznind să o privească, pe aceea care, în aparență, îi vorbea atât de liniștit. Întunecată, cu gura încleștată, cu ochii ațintiți în noapte spre punctul pe unde dispăruse contele, regina continuă. Vezi deci că poți fi liniștit, dragul meu Rene, dragostea ta părintească nu va fi supusă niciunei încercări. Ba da, doamnă, răspunse cu glas șoptit astrologul, știu că fiul meu va muri și că nimic pe lume nu-l poate salva. Caterin, uimită, îl privi pe furiș pe astrolog. Lămurește-mă și pe mine, spuse ea așezându-se într-un fotoliu. Rugierii ridică capul. Chipul său nu era lipsit nici de frumusețe, nici de o anumită semeție naturală. Rugierii era departe de a fi un șarlatan. Fire complicată, slab până la a se învoi să execută fără cârcnire cele mai josnice treburi, necruțător în înfăptuirea crimelor pe care el însuși n-ar fi fost niciodată în stare să le închipuie, milos când redevenea el însuși, crud când ajungea din nou instrumentul reginei și ar fi petrecut probabil viața studiind și ar fi devenit un pașnic învățat dacă n-ar fi întâlnit-o în calea sa pe Caterin. Arta ghicitului în stele nu era pentru rugierii decât o îndelednicire intermediară. El aspira mai sus și mai departe. A cunoaște adevărul, spunea el, înseamnă al stăpânii. Ce putere de temut va avea la îndemâna sa omul care va izbuti să cunoască azi din ce va fi făcută ziua de mâine și ce va deveni această putere dacă omul va putea să producă aur după placul lui. Rugierii avea ce deci o neclintită încredere în această artă. Mereu dezamăgit de calculele sale, adesea, după ce eveghease nopți întregi, lăsa să-i cadă pana plin de deznădejde. Curând însă, noi puteri îl împingeau înainte și, cu o mânie rece, se cufunda iar în rezolvarea nerezolvabilului. Nu e deci de mirare că acest creier ostenit era abântuit de vedenii. Doamnă, zise el, vreți să aflați de ce fiul meu va muri și de ce nimic nu-l poate salva? Am să vă spun. Atunci când mi-am recunoscut fiul în hanul acela unde m-ați trimis, m-am gândit la început numai la dumneavoastră. Ce însemna atunci fiul meu pentru mine, un necunoscut, în timp ce, dumneavoastră, dumneavoastră erați marea iubire a vieții mele. Apoi, puțin câte puțin, mila s-a strecurat în inima mea și odată cu ea și alte sentimente destul de puternice ca să mă facă să sufăr, dar nu atât de tari ca să vă pot înfrunta și spune, pe acesta nu-l veți lovi. Iar atunci când am înțeles că l-ați condamnat, m-am mulțumit doar să plâng în tăcere, fiindcă ați dobândit asupra mea o putere neobișnuită, Caterin. Cred că n-am să vă uimesc spunându-vă că am luptat să vă izgonesc din sufletul meu mai ales în timpul din urmă, întrebând astrele și neprimind decât răspunsuri îndoielnice, începusem din nou să sper. Trebuie să vă spun că mă hotărâsem să intervin și să împiedic uciderea copilului meu. Chiar adinea ori, doamnă, dacă ați fi încercat să-l loviți, n-ați fi izbutit, pentru că acum câteva momente îmi mai închipuiam că va putea trăi. Acum însă știu că va trebui să moară. Caterin clătină din cap cu o liniște înșelătoare. Superstiție, murmură ea. Vederi diferite, doamnă. Dumneavoastră vedeți ceva, iar eu nu. Dacă dumneavoastră aveți o vedenie, o numiți nălucă. Dacă eu am o vedenie, o numesc corp astral. Te cred, Rene, te cred, răspunse cu glas căzut Caterin, deoarece această femeie atât de puternică și care pusese o asemenea stăpânire asupra astrologului, era la rândul ei subjugată de el, când rugierii îi vorbea despre ocultism. Pe chipul astrologului se produse o schimbare ciudată. Ochii, ușor convulsionați, aveau acea privire îndreptată spre interior, care schimbă în întregime înfățișarea feței omenești. Da, urmă el încet, atunci când cerul nu vrea să-mi răspundă când problemele ce le pun după datele siderale mă duc la o soluție, întrebarea pe care am pus-o puterilor nevăzute ajunge uneori la mine pe altă cale. Este tocmai ceea ce s-a petrecut acum. Iată ce am văzut, Caterin. Vă aflați lângă ferăstruică, iar eu în acest loc. Toată atenția mea era țintită asupra brațelor voastre. Inelul pe care îl purtați pe arătător strălucea blând în noapte și nu îl scăpam din ochi, căci astfel vă puteam urmări mâna, iar dacă ați fi dus-o la pumnal, aș fi oprit-o. Deodată mi s-a tulburat vederea. În aceeași clipă am simțit un fel de ușoară zguduire în craniu, iar capul s-a îndreptat de la sine spre ferăstruică. În fața unor asemenea semne mi era cu neputință să nu recunosc că eram în legătură cu nevăzutul. Rețineți că de unde mă aflam, eu nu-mi puteam vedea fiul. Cu toate acestea l-am zărit foarte limpede. Era ca la vreo 20 de pași în fața ferăstruicii, plutind în aer la o înălțime de vreo șapte sau opt picioare. Zbura, ca să spun așa, într-un nimb strălucitor, până și el sclipea într-un fel ciudat pe toată întinderea corpului. Cu o mână își apăsa pieptul în partea dreaptă. Apoi mâna îi căzu încet. În locul unde se găsise înainte mâna, am văzut o rană întinsă, din care curgea și roi de sânge asemănător unui cristal topit, și nu roșu ca sângele omenesc. Fiul meu a plutit astfel în fața ochilor mei aproape două minute. Apoi, încetul cu încetul, contururile i-au devenit mai puțin lămurite, forma s-a topit până ce a rămas numai un abur subțire. Lumina s-a stins, viziunea s-a risipit și apoi nimic. Glasul lui rugierii de-abia se mai auzi rostind aceste ultime cuvinte și nu mai era decât o șaptă de neînțeles. Regina se scutură ca pentru a se ușura de nefolositoarea povara a spaimelor închipuite, ochii ei plini de amenințare și înfipseră privirea de o stranie limpezime în punctul urmărit de astrolog. Soțul meu, mormăi ea printre dinți, se jura că mirosa moarte. Poate, pe trupul lui Hristos, îmi place să mirosa moarte. Îmi place să fiu aceea care trece lăsând în urma ei un șir de cadavre, căci pentru a stăpâni, E nevoie să lovești. Vă mulțumesc vouă, puteri nevăzute, care mi-ați adus vestea. Marila trebuie să moară, așadar să moară. Charles va trebui să moară și el, să moară. Îngeri și demoni, mă veți ajuta să-l ridic pe tron pe fiul inimii mele, pe scumpul meu Henri. Caterin își făcu în grabă o cruce și atinse fruntea astrologului cu vârful degetului ei înghețat. Rugierii se înfioră. René, îi spuse ea, tu vezi bine că până și cerul îl condamnă. E fiul nostru. Ei bine, să lăsăm soarta să se împlinească, să nu ne amestecăm punând în discuție sentințele hotărâte de forțele atotputernice. A aflat că îi sunt mamă și de aceea este condamnat. Caterin zicea: Este condamnat pentru că nu știa prea bine dacă trebuia să spună. Dumnezeu ori Satan. Este condamnat în timp ce eu visam pentru el un viitor regesc. Să nu mai vorbim de el, Rene. Dar cealaltă, femeia aceea care și ea știe, ai auzit doar. Jean d'Albert cunoaște taina. Pe aceasta, Rene, o condamn eu. O am în mână. Visez să curăț regatul pe care îl pregătesc fiului meu. Visez să renscăunez autoritatea Romei pentru a întări astfel pe aceea a lui Henri. L-am iscodit pe colinii, l-am cercetat pe bernez, i-am exterminat, am anunțit pe toți acești seniori care se îmbulzesc plin de ei fose la curte și în tot orașul. René, îți spun, toți, începând cu regina lor și până la ultimul gentilom, toți poartă în ei germenul revoltei. Ei nu se ridică numai împotriva bisericii ca o piedică amenințătoare, ci se simt asupriți de puterea regală din Franța. Acolo, în munții lor, au căpătat obiceiuri de neatârnare și nu puțin dintre ei își spun hugenoți, ceea ce în realitate înseamnă pur și simplu rebeli. René, dacă nu nimicesc reforma, monarhia însăși va fi într-o zi reformată. Să începem, deci, prin a lovi capul. Jean d'Albert este capul protestanților. Ea cunoaște taina mea. Ucigând-o, mă salvez pe mine și salvez totodată biserica și statul. Acestea fiind spuse, Caterina de Medicis ieși împreună cu René afară din turn. Parcă aveam de gând să citim în stele, spuse acesta. Cercetarea lor a devenit de prisos. Am aflat ceea ce vroiam să știu. Străbătură grădinile în care se aflau și ajunseră la o mică clădire cu o înfățișare elegantă așezată la 100 de pași de turn. Aceasta se compunea dintr-un parter și un singur etaj. Caterina o construise pentru a servi de locuință astrologului său. Era o casă frumoasă din cărămidă și piatră albă, cu un balcon pântecos din fier forjat. O ușă frumoasă, arcuită din stejar, împodobit cu ghinturi groase cu capetele mari, ferestre cu vitralii delicate, o fațadă pe care se cățărau tufe dese de trandafiri, dădeau locuinței o înfățișare elegantă. Intrară și din vestibul pătrunsere numai decât într-o încăpere vastă care ocupa toată aripa stânga a parterului. Pe o masă mare erau întinse hărți cerești întocmite chiar de rugierii. Pereții erau acoperiți cu rafturi de stejar pline cu cărți. Regina și astrologul se opriră câteva clipe în cabinetul de lucru plin de praf. Să mergem în laborator," zise Caterina. Rugierii se cutremură, dar se supuse străbătură din nou anticamera, iar rugierii, punând în mișcare trei braște complicate, sfârși prin a deschide, după 10 minute de trudă, o ușă grea întărită cu drugi de fier. În spatele acestei uși se mai găsea una. Aceasta era în întregime de fier și n-avea nicio broască. Caterin apăsă cu putere pe un buton aproape invizibil și ușa se deschise sau, mai bine zis, se dădu înapoi, lăsând de o parte și de alta Destul loc pentru trecerea unui om. Camera în care intra acum era în aripa dreaptă a parterului. Aerul intra acolo prin două ferestre acoperite cu grijă de perdele groase de piele, care le apărau împotriva oricărei priviri ce ar fi ajuns să străbată vitraliile. Rugierea aprinse două făclii de ceară și atunci apăru interiorul încăperii. Tot peretele din fund era ocupat de bolta coșului de zid așezată deasupra unei vetre de mari încât ar fi putut forma ea singură o cameră separată. Sub această boltă fusese reconstruită două cuptoare, având fiecare foalele lor de fierărie. Cuptoarele erau tipsite cu recipiente de diferite mărimi. Pe 5 sau șase mese, așezate aici, colo, se aflau retorte de toate dimensiunile. Pe o scândură, o colecție de măști de sticlă sau de plasă de oțel. La un semnal al Caterinei, rugierii deschise un pior cu o cheie pe care o purta atârnată de gât sub vestă. Caterin se aplecă și murmură. Să alegem. Cei cu acul acesta, Rene? Acul ăsta frumos de aur? Rene se aplecă la rândul lui. Capetele lor aproape că se atingeau. Chipul Caterinei era hâd în acest moment pentru că râdea, de obicei figura reginei avea o înfățișare de întunecată tristețe, nu lipsită de o anumită maestate. Când zâmbea, izbutea să fie fermecătoare ca pe vremea tinereții, când zâmbetul ei fusese cântat de toți poeții. Dar când râdea într-un anumit fel, atunci devenea îngrozitoare. În cel privește perugierii, pe chipul lui nu se mai citea nici durere, nici neliniște, ci doar sălbatica mândrie a savantului care își privește opera. Acul acesta, răspunse el cu un surs de înfricoșătoare modestie. Luați un fruct, de pildă o piersică frumoasă, coaptă și pârguită. Înfigeți acul în carnea ei gustoasă. Vedeți, acul este atât de subțire încât ar fi cu neputință să se observe urma trecerii lui prin fruct. De altfel, fructul nu va fi deloc vătămat. Numai persoana care va mânca această piersică va fi cuprinsă în timpul zilei de grețuri și amețeli, iar până seara va fi moartă. Aha, aha, dar lichidul acela gras din sticlă care seamănă cu un ulei? Într-adevăr, doamnă, este un ulei. Dacă atunci când se pregătește lampa de noapte a maestății voastre, s-ar amesteca 12 până la 15 picături din acest ulei cu cel al lampii, Maestatea voastră ar dormi ca întotdeauna, fără să simtă nicio neliniște sau indispoziție. Atât doar că ar adormi mai curând de obicei și nu s-ar mai trezi. Minunat, Rene! Și șirul acela de sticluțe? Esențe de flori, regina mea. Iată trandafirul, iată garoafa și aici heliotropul. Mai departe, violeta și portocalul. Vă plimbați de pildă în grădină cu un prieten și atrageți atenția asupra frumuseții unui trandafir. Prietenul vostru admiră și apoi cere să culeagă floarea. O culege și o miroase. Poate fi socotit mort dacă în ajun ați făcut o mică crestătură în arbust și dacă în crestătură ați turnat 10 picături din această esență. Vă puteți mulțumi să turnați doar o singură picătură pe floarea oferită, parfumul florii nu va fi schimbat deoarece fiecare dintre aceste esențe corespunde cu propriul parfum al florii. Foarte frumos, Rene, dar pomezile acestea sunt pomezi obișnuite, doamnă. Cea neagră este pentru gene și sprâncene, cea roșie pentru buze și mai e crema de întins pe față. Acestea sunt creioanele pentru înfrumusețarea ochilor. Numai că femeia care va întrebuința aceste creme și aceste creioane va fi cuprinsă în următoarele două zile de puternice mâncărimi pe obraz, unde curând va apare o rană care va distruge și cel mai fermecător chip. Aha, deci nu este ucigător. Ei, doamnă, se poate ucide o femeie tânără răpindu-i frumusețea. Toate acestea sunt fulgerătoare, șopti Caterin, dar aici ce este? Apă? da, doamnă, apă curată, fără niciun gust, aromă sau miros, fără parfum, o apă care n-ar strica cu nimic apa sau vinul, sau un lichid oarecare cu care ați amesteca-o în proporție infimă de 30-40 de picători la o oca. OK. Aceasta, doamnă, este capodopera lucreției. Aquatofana. Aquatofana? Repetă în șoaptă regina. O adevărată capodoperă. Spuneați, nu fără temei, că efectul tuturor acestor otrăvuri este prea fulgerător. Înțeleg că sunt cazuri când trebuie lucrat cu o oarecare prudență. Aqua tofana, limpede ca un cristal, nu lasă nicio urmă în corpul oricărei ființe, animal sau om care ar fi băut din ea. Omul acela, dacă a avut cinstea să cineze la masa a dumneavoastră, se va întoarce la el în perfectă stare de sănătate. Numai după o lună, el va începe să se simtă că are o indispoziție, o neliniște deosebită. Treptat îi va fi cu neputință să mai mănânce, va cădea într-o slăbiciune generală, iar trei luni după această cină va fi îngropat. Grozav, spuse Caterina, dar prea încet. Să vorbim deschis. În cât timp ați dori ca piedica să fie înlăturată? Trebuie ca Jean d'Albert să moară peste 20 sau 30 de zile, nici mai mult, nici mai puțin. Lucrul este posibil, doamnă, iar victima ne va indica singură mijlocul de folosit. Alegeți de pe tot acest raft de abanos. Cartea aceasta este o carte de rugăciuni, doamnă, de un neprețuit folos în mâna unui catolic, valoroasă pentru lucrătura închizătoarei de aur și legătura ei de argint. E de ajuns să o răsfoiești. Dar Jean d'Albert e protestantă, îl întrerupse Caterina. Broșa aceea, ce cu ea? este un juvaier minunat. Din nefericire, ea se închide greu. Atunci, se întâmplă ca persoana care se servește de ea să forțeze arcul și, apăsând, se înțeapă la mână. O înțepătură neînsemnată, care însă în următoarele opt zile provoacă o cangrenă zdravănă. Nu, dar sipetul acela acei. Îl vedeți, doamna, e un sipet obișnuit, la fel cu toate celelalte din lume, cu o singură diferență totuși că el a fost cizelat de meșteșugari pricepuți și că este făcut din aur masiv, care îl transformă într-un dar cu adevărat regesc. Apoi mai există o diferență. Deschideți-l, doamnă! Caterin îl deschise fără nicio șovăire. Un altul decât rugieri ar fi tresărit în fața acestei dovezi de deplină încredere. El însă era obișnuit. Priviți, doamnă, continuă rugierii, interiorul acestui mic sipet este dublu și făcut dintr-o frumoasă piele de cordoba. Această piele de cordoba formează ea singură un obiect de artă, fiind imprimată în relief după metodele secrete ale tradiției arabe și este ușor parfumată, așa cum vă puteți încredința. Catherine, fără nicio ezitare, aspiră parfumul delicat ce se răspândea ușor din interiorul sipetului. Nu e nicio primejdie să mirosiți acest parfum, continuă chimistul. Dacă însă ați atinge această piele, dacă v-ați lăsa mâna în acest sipet destul timp, adică în jur de o oră, esențele cu care este imbibată pielea s-ar comunica sângelui vostru prin pori și peste 20 de zile ați fi doborută de o febră care în 3 sau 4 zile vă va fi fatală. Foarte bine, dar ce m-ar determina să-mi las mâna în acest mic cufăr timp de cel puțin o oră? Dacă mâna voastră nu va atinge pielea de cordoba, nu poate oare pielea să vină în întâmpinarea mâinii? Vă ofer acest mic sipet. Îi dați o întrebuințare oarecare. Va servi la păstrarea eșarfei pe care o purtați la gât și a mânușilor ce se vor lipi de mâna voastră. Eșarfa sau mânușile rămân închise în cufăraș, efectul lor devine la fel de puternic ca al pielii propriu-zise. Iată într-adevăr o capodoperă, murmură regina. Rugierii se ridică. Mândria lui de chimist găsi în aceste momente răsplata migăloasei sale munci. Da, zise el, aveți în față capodopera mea. Mi-au trebuit ani îndelungați ca să combine elementele subtile, în stare să se potrivească și pielii ca și tunicii lui Nesus, am vegheat nopți peste nopți. Eram de o sută de ori gata să mă otrăvesc singur, până ce am găsit esența care să se comunice prin atingere și nu prin miros sau pe gură, în acest cufăraș de temut, am ferecat moartea, pe care am schimbat-o astfel într-o slugă ascultătoare, mută, nevăzută și de nerecunoscut. Luați-l, regina mea, e al dumneavoastră. Îl iau, răspunse Catherine. Într-adevăr, ea închise la loc cufărașul și îl ridică. Îl păstrează o clipă în cele două mâini înălțate în dreptul ochilor și murmură. E voința lui Dumnezeu. Sfârșitul capitolului 3. Michel Zevaco Epopeea dragostei Capitolul 4 Porunca a regelui A doua zi, după ce François de Montmorency și-a regăsit fica și pe aceea ce-i fusese soție, cei din casa de pe strada Momart s-au bucurat de liniște. Mareșalul simțea cum îi crește inima în piept. Era căzut în admirație în fața fiicei sale și nu și închipuia că mai poate exista pe lume o ființă atât de fermecătoare. În ce privește pe Jean, era din ce în ce mai încredințat că ea suferea o criză trecătoare și că fericirea îi va aduce în același timp rațiunea și sănătatea fizică. Uneori se părea că zărește în ochii nebunei o umbră de înțelegere. Voia să creadă în vindecarea ei. Arunca adesea priviri pline de îndoială spre Jean și, -și spunea Atunci când va putea din nou înțelege, cum voi izbuti oare să explic căsătoria mea?" n-ar fi trebuit să-i rămân credincios, chiar socotind-o pe ea necredincioasă? Era cuprins de tulburare văzând-o atât de frumoasă, abia schimbată, aproape tot atât de desăvârșită ca pe timpul când o aștepta în pădurea de la si. Cât despre Louise, în afară de durerea de a nu putea face pe mamă să ia parte de îndată la fericirea ei, era plină de încântare. Și ea era convinsă că o lună de îngrijire atente îi va reda martirei rațiunea. Se lăsă astfel furată de acea bucurie, necunoscută până atunci, de a avea o familie, un nume, un tată. Acest tată îi se părea un om excepțional, prin forța și cinsta lui neîntinate. Era, în același timp, unul dintre puternicii regatului. Această zi fu deci una de fericire adevărată cu toată nebunia Janei. Nu se afla ea oare acolo în viață, și atunci când ei doi, tatăl și fica, o priveau, nu vedeau oare că în sănătatea ei se petreceau schimbări în bucurătoare? Ochii își regăseau strălucirea, iar obrazul își recăpăta culorile. Niciodată nu o văzuse Louise atât de frumoasă și de veselă. Râsul nebunei nu răsuna ascuțit și nervos, ci plăcut și plin de o nevinovată fericire. În ziua aceea, mareșalul făcu îndeaproape cunoștință cu bătrânul Pardaion. Își strânse rămâinile cu multă încredere, iar amintirea răpirii lui Izei fu dată uitării. Noaptea care urmă fu și ea foarte liniștită. Totuși, la începutul nopții, pe stradă a avut loc o întâmplare. Mareșalul de Danville veni să inspecteze postul de pază din fața casei. Era însoțit de 40 de goarzi regali care aveau să-i schimbe pe goarzii lui Danju erau comandați de un ofițer al casei regale, iar capitanul care primise garanția pentru Jean de Pien trebuie să se retragă. Danville își petrecu noaptea pe stradă, iar în zori se produse o mișcare în rândurile soldaților. 20 dintre ei își încărcară archebuzele și erau gata să deschidă focul. Era vădit că se pregăteau să spargă ușa. Chezășia dată pentru Jean de Pien era socotită deci nulă și neavenită, aceasta fu părerea bătrânului Pardaion când, scoțându-și nasul pe feră struică, văzu toate aceste pregătiri. El îi chemă îndată pe mareșal și pe cavaler, care veniră să vadă cu ochii lor situația. Bătrânul cavaler era tare bucuros și ochii îi scăpărau. Dacă ne vor ataca, spuse el, nu mai avem niciun motiv să ne ținem de cuvânt. Ne aflăm aici prizonieri ca zălog pentru doamna de pien. Atacul ne eliberează de îndatorire și ne dă dreptul de a fugi. Există o ușă deschisă. Să fugim. Aceasta e și părerea mea, spuse mareșalul, în cazul în care ne vor ataca. Un cuvânt călcat nu mai trebuie respectat. Vor ataca, n-aveți nicio teamă. Ce crezi, cavalere? Cred că domnul mareșal va trebui să iasă de îndată cu cele două femei, dar că noi trebuie să rămânem și să-i înfruntăm. Iată, uită, ceva nou, mormăi bătrânul Pardaion, care înțelesese numai decât ceea ce se petrecea în inima fiului său. Îl luă deoparte. Vrei să mor, da? Da, tată. Atunci să murim împreună. Cu toate acestea, mai poți încă asculta o părere a bătrânului tău, tată? Da, domnule. Ei bine, nu-mi doresc decât moartea din moment ce tu nu poți trăi fără această micuță lui Iz, o soia, iar eu nu pot trăi fără tine, dar ar trebui să fii sigur că Luiza ta nu o să-ți scape. Ce vrei să spui?" exclamă cavalerul pălind de nădejde. Doar atât. Ai cerut-o mareșalului pe fica sa? E o nebunie. De acord, dar în sfârșit, ai cerut-o? Știi bine că nu. Ei bine, va trebui să-i o ceri. Niciodată. Niciodată? O, jignirea de a mă vedea respins. Bine, atunci voi vorbi eu în locul tău. Una din două. Ori ești acceptat și le vei face momoronsiilor cinstea de a intra în familia lor. Pe moartea tuturor dracilor, spada ta face câta lor, iar numele ți-e nepătat." Continui, deci, ori ești respins și numai atunci va veni momentul să ne potcovim cismele pentru marea călătorie din care nu mai e întoarcere." Hai, încuvințează să trăiești până ce Luizei îmi va spune definitiv nu." Fie tată," răspunse cavalerul, care întrezări aici un mijloc de a muri singur și de a nu târâ și pe tatăl său după el." Monseniore, se adresă atunci bătrânul pardaiu mareșalului, apropiindu-se de el. Cavalerul și cu mine am ținut un consiliu de război. Iată ce am hotărât. Dumneavoastră veți pleca de îndată, iar noi rămânem pe loc până când se va porni atacul. După aceea vom pleca și noi. Nu plec de aici fără voi, răspunse mareșalul cu glas hotărât. Gândiți-vă, cavalere, Că dacă nu mă veți urma după primul atac, cele două ființe nevinovate sunt sortite unei morți cumplite. Cavalerul trăsărit. Atunci vom pleca, spuse el. Nu ne-a mai rămas altceva de făcut decât să așteptăm, continuă pardaia un tatăl. Așteptarea nu fu lungă. Pe la cinci dimineața, bătrânul cavaler, rămas de veche la ferestruica din acoperiș, văzu un călăreț făcând semn unui ofițer. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al www.cărțiaudio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Călărețul, cu toate că era cald, era învăluit într-o mantie care l-acoperea cu totul. De aceea, Pardaion nu-l putu recunoaște. Ofițerul se apropie de casă, însoțit de un înputernicit în haine negre, care scoase o hârtie dintr-un toc și începu să citească cu glas tare și limpede. În numele regelui, sunteți declarați trădători și răsculați, domnii Pardaion tatăl și fiul, care se adăpostesc în această casă pe cheză și a nobilei doamne de pien, Numita cheză și ei este declarată nulă și neavenită, întrucât doamna arată că nu cunoștea crimele făptuite mai înainte de domnii Pardaion. Îi somăm pe numiții domni să se predea pentru a fi duși la templ, pentru a fi judecați acolo pentru crimă și trădare de les majestate, incendierea cu bună știința unei case, precum și revolta cu arma în mână. Îi însărcinăm pe ofițerii din paza regelui să-i prindă chiar morți, dacă nu vor izbuti să-i prindă vii, pentru ca leșurile lor să fie spânzurate. Iar noi, jules Henri Pergegren, declarăm că le-am comunicat cele de mai sus cu glas tare rebelilor și că, printr-o ultimă îngăduință, le-am mai dat o oră de gândire. Drept pentru care am semnat și predat prezentele mandate de arestare gentilomului Guillaume Mercier, baron de TI, locotenentul companiei de archebuziere a regelui. Omul în negru dădu hârtia ofițerului și se retrase lângă cavalerul în mantie, care în tot acest timp rămăsese nemișcat. Ora de gândire încuvințată rebelilor se scurse repede. Strada se umpluse de lume. Curioșii se ridicau pe vârfurile picioarelor să vadă dacă răsculații vor fi prinși, vii sau morți. Ora îngăduită trecuse. Ofițerul se apropie de ușă și bătu cu putere strigând. În numele regelui! Bătaia de ciocan răsună surd în interiorul casei și o fereastră de la etajul întâi fu deschisă. Apăru bătrânul Pardaion. Se auziră strigăte din stradă. Iată-i! Iată-i! Se predau! Pardaion salută cu demnitate, se aplecă și întrebă. Domnule, aveți de gând să ne atacați? Chiar acum, răspunse ofițerul, dacă nu vă predați. Băgați de seamă că sunteți primul care încălcați în voiala. Știu, domnule, și dumneavoastră trebuie să vă predați fără condiții. Să ne predăm, asta e altceva. Voiam doar să vă spun că nu vă țineți cuvântul dat. Acum puteți ataca dacă vă trage inima. Acestea fiind spuse, bătrânul Pardaion închise liniștit fereastra în timp ce ofițerul mai striga dată. În numele regelui! Deoarece nu primea niciun răspuns, ofițerul făcu un semn și o bârnă folosită ca berbece fu pusă în mișcare. La a cincea lovitură, ușa căzut. Archebuzierii își îndreptară țevile asupra ușii și stăteau pregătiți. Întrucât nu apărea nimeni, trebuiră să se hotărască să intre în casă. Acolo dă dură peste o scară înțesată cu diverse obstacole. Trebuie să-i asediem acolo sus," răgni ofițerul. A fost nevoie de două ceasuri ca să se elibereze scara." Când trecerea a fost sfârșit liberă, toată trupa se cățără cu băgare de seamă, urmată de călărețul care descălecase și continua să-și ascundă chipul în faldurile mantiei. Spre mulțumirea ofițerului, sus toate ușile erau deschise. Pătrunseră în odăile pe care le cercetară una câte una cu toată precauția necesară. După ce scotociră tot etajul întâi, devenise limpede că asediații se retrăseseră în pod. Dar când, după mai multe șovăieli și somații repetate, se hotărâră în cele din urmă să pătrundă în pod, nu găsiră acolo decât fân. Călărețul scoase atunci un strigă turbat și zărind o ușă de trecere prin care se putea intra în casa vecină, o sparse cu o puternică lovitură de picior. Pe aici au fugit!" urlă el. Îmi scapă iarăși!" Atunci, cavalerul furios lăsă să cadă mantia și soldații uimiți îl recunoscură pe ilustrul mareșal de Danville. Ce ordonați, monseniore?" întrebă ofițerul. Scotoci toată casa!" scrâșni Danville. Casa a fost cercetată cu grijă, dar nu fu găsit nimeni. Mareșalul de Danville ieși prin ulicioara agroparilor. Era vână de furie. Încălecă numai decât și se repezi în direcția Luvrului. Ajuns acolo, ceru să fie neîntârziat primit de rege. În acest timp, fugarii ajungeau la palatul Momoronsi, și, îndată după instalarea celor două femei, ținură un consiliu de război. Aici, spuse mareșalul celor doi pardaniou, vă aflați la dăpost. Cavalerul clătine din cap. Monseniore, spuse el, dacă îmi dați crezare, ar trebui să fugiți. Nu v-aș da același sfat dacă ați fi singur. Aveți dreptate, cavalere, răspunse mareșalul, nici eu n-am de gând să primejduiesc viața fiicei mele și a mamei sale. Voi pleca chiar astă seară cu ele la castelul Momoronsi. Mă bizui pe dumneavoastră pentru a ne însoți până acolo. Odată ajungi la Momoronsi, nimeni, nici chiar regele, nu va avea îndrăzneala să vă caute acolo. Le-ar trebui o întreagă armată ca să cucerească palatul. Rămaseră deci înțeleși că pe seară, la căderea nopții, vor părăsi Parisul. În aceeași zi, Pardaion tatăl a avut cu mareșalul o vorbire memorabilă. Cavalerul se retrăsese în camera sa, iar Louise se dusese lângă mama ei. Pardaion rămas singur cu mareșalul, după ce o văzu pe Louise plecând, deschise în mod eroic vorba despre ceea ce avea pe suflet. Încântătoare copilă, zise el, trebuie să fiți tare fericit de a o fi regăsit, monseniore. Da, domnule, fericit cum nu se mai poate. Dar putea găsi, exclamă bătrânul vulpoi, un soț demn de ea, dar mă îndoiesc că ar putea exista vreun bărbat vrednic de a deține o frumusețe atât de desăvârșită. Acest bărbat există totuși, răspunse sincer mareșalul. Cunosc un personaj ciudat care dă dovadă de un curaj și de o finețe fără cusur. Ceea ce mi s-a povestit despre el, și ceea ce am văzut chiar eu mă fac să mi-l închipui ca pe unul dintre acei cavaleri fără frică și prihană din vremea bunului nostru împărat Charlemagne. Acestui om, scumpe domnule Pardaion, îi este sortită fica mea. Iertați-mi îndrăsnea la monseniore, dar portretul pe care l-ați înfățișat este atât de frumos încât doresc din inimă să-l cunosc. Aș fi prea curios dacă v-aș întreba numele lui? Deloc, am față de dumneavoastră și de fiul vostru atâtea obligații, încât nu vreau să vă ascund niciuna dintre supărările sau bucuriile mele. Îl veți vedea, domnule, pentru că nădăjduiesc că veți lua parte la căsătoria lui Izei. Și atunci, care este numele? întrebă Pardaion. Contele de margensi, răspunse mareșalul, ațintindu-și privirea asupra bătrânului cavaler. Acesta se clătină, primise lovitura drept în inimă îngăimă câteva cuvinte și, încă năucit, doborât, se despărți de mareșal și se duse să-și întâlnească fiul. Am vorbit cu domnul mareșal," zise el. A, și i-ai spus?" L-am întrebat cui se gândește să o dea pe lui de soție. Ținte bine, cavalere! Un fier înroșit într-o rană e mai bun decât alifia. Micuța nu va fi niciodată a ta. Este ursită unui oarecare conte de si." A, ah, și îl cunoști pe acest om?" Cunosc Margensiul, este un comitat frumos, prins între domeniile lui Momoronsi, fusese, ca să zic așa, hărtănit și nu mai rămăsese din el decât un mic rest, care aparținuse altădată familiei de pien, până când conetabilul a pus stăpânire și pe acesta. Fără îndoială că între timp comitatul a fost reîntregit, fiind cumpărat de vreun nobil de țară pentru a obține titlul de conte. Nu contează, spuse liniștit cavalerul. Admir puterea ta de stăpânire!" exclamă bătrânul. Cum ești tratat în felul acesta și nu sări în sus?" Dar, tată, cum ai vrea să fiu tratat?" Mareșalul îmi acordă o minunată ospitalitate pentru cele câteva neînsemnate servicii pe care i le-am făcut. Cavalere, vom pleca de aici. Nu, tată. Tu spui nu, dar acum ce te mai reține? Mareșalul se bizuie pe noi pentru a le scorta până la Montmorency, îl vom escorta până acolo, tată, și după ce se va afla în deplină siguranță în castelul său, atunci ne vom duce să ne căutăm moartea într-o aventură cât mai minunată. Dar pe toți dracii, de ce nu-l cheamă oare mareșalul pe contele de marge în si să-l însoțească? Fără îndoială că ne vom întâlni cu contele pe drum, rosti cavalerul cu același zâmbet. Dar, chiar dacă s-ar afla aici, tot nu i-aș ceda lui dreptul cucerit de mine, acela de a o pune la dăpost pe Louise. Ea pe mine m-a chemat atunci în ajutor, numai pe mine. N-am să uit niciodată clipa aceea. Mă găseam în locul meu de pândă de la devinie. A, ah, bine că mi-am amintit. Va trebui să trec pe acolo să-mi plătesc o veche datorie. Ai ceva bani la dumneata tată? 3.000 de livre. E ultimul dar pe care mi l-a făcut domnul de Danville. Mai mult fără să vrea de altfel. Spuneai deci că ai de gând să-i plătești lui Jupin Landry? Și doamnei Huguet? Dar le ești dator ambilor? Da, numai că lui Landry îi datorezi bani, iar Hughette îi recunoștință. Unuia îi voi plăti în monedă, iar celeilalte, știu eu, va fi mai greu. Un scud nu-i decât un scud, dar un cuvânt spus din inimă face cât o comoară. Am să caut, am să mă descurc. Dar, tată, până una alta trebuie să ne pregătim să părăsim astă seară Parisul. Escorta mareșalului, dacă va întâlni o piedică, va trebui neapărat să se bată, iar ceea ce avem nu este de ajuns pentru a face față. Avem nevoie de multă putere și de multă viclenie. Danville este un luptător încercat, fără a mai socoti, că avem pe urmele noastre o mulțime de potăi mai puțin însemnate. Cunosc, zise Pardaion, câțiva băieți buni care ne-ar putea fi de folos astă seară. Va trebui să dau o raită prin Truanderie, cartierul vagabonzilor du tată, dar fi cu băgare de seamă. Bătrânul aruncă fiului său o ultimă privire, clătână din cap și se îndepărtă. Cavalerul își desprinse spada, făcu de câteva ori colul camerei și se așeză într-un jilț larg, cunoscut în palat sub numele de jilțul regelui, pentru că Henri al doilea se așezase odată în el. Să nu ne închipuim acum că tânărul cavaler a jucat în fața tatălui său comedia tânărului îndrăgostit, care vorbește cu nepăsare de suferința lui, lăsând să se subînțeleagă însă marea durere care se ascunde sub zâmbetul său amar. Cavalerul era atât de sincer încât nu se prefăcea nici față de sine, ceea ce este și mai greu decât să te ascunzi față de alții. Zâmbetul lui ironic nu-i dispăruse de pe buze. N-a plâns și nici n-a suspinat. La el totul se petrecea în adâncul sufletului. Era foarte încrezător în alții. O durere, fie chiar întrezărită la unii necunoscuți, ajungea ca să-i se strângă inima. Visa bogății fabuloase ca să aibă cu ce usca toate lacrimile pe unde va trece. În lipsă de bogății, visa să străbată lumea, ajutându-i pe asupriți și lovind în asupritori. Niciodată nu se admira pe sine, dar înțelegea într-un fel nedezlușit că era o ființă neobișnuită și demnă de admirație. De aici izvorau uneori valul de ambiție care îi aprindea imaginația. Avea ambiția de a trăi un destin măreț și glorios. Își cunoștea în tocmai valoarea și l-am văzut cum în fața Regelui, adică în fața unei ființe de esență superioară, foarte aproape de Divinitate s-a purtat ca de la egal la egal, liniștit, netulburat și ironic ca de obicei. În sinea lui fusese însă uluit de a nu fi tremurat în fața maestății regale. De aceea, când s-a regăsit singur, n-a simțit niciun îndemn să-și schimbe atitudinea. Îi spusese tatălui că nu i- mai rămânea decât să moară, pentru că se socotea incapabil să renunțe la iubirea care îi înrobise inima. Ar fi plâns cu aceeași simplitate în hohote dacă ar fi simțit nevoia. Acesta era eroul care o imise pe Caterin de Medicis, o ființă atât de greu de impresionat, cel care cucerise admirația Janei d'Albert, pălmuise cu râsul său pe ducele de Anjou, îl făcuse de râs pe regele Franței, îl învinsese în toate împrejurările pe mareșalul de Danville și pe care mareșalul de Montmorency îl trata ca pe un oaspete regesc. Era atât de sărac încât, în afara celor 3000 de scuzi făcuți la stânga de tatăl său, nu va mai avea niciun singur bănuț în ziua plecării din acest palat. Sincer, ironic, duios, deschis tuturor emoțiilor, puternic ca Samson, elegant ca Ghiz, trecea prin viață fără să vadă că pășea spre glorie. Rămas singur, nu-l blestemă pe mareșal și găsi că lucrurile trebuiau luate așa cum sunt, deoarece, după părerile celor din vremurile de atunci, din toate vremurile, un sărântoc nu putea lua de soție pe moștenitoarea unor averi nemăsurate. O blestemă cu atât mai puțin pe Luiz și se mulțumi să murmure cu o adevărată naivitate. Ce nenorocire pentru ea! Cum o va mai putea iubi vreodată cineva așa cum aș fi iubit-o eu, sărmana Louise? Iar după câteva clipe de gândire, sunt încredințat că este cu neputință ca cineva să sufere mai mult ca mine acum. Dacă ar fi ca suferința să dureze opt zile, aș nebuni. Din fericire, totul se va sfârși. Noaptea aceasta ajungem la Momoronsi, mâine mă întorc la Paris și atunci ia să vedem cât sunt. Danville, o spadă de temut. Acest Daspremo, despre care mi-a vorbit tata, cei trei curteni, moreve, fac șase. Îi provoc pe toți șase deodată. Mare minune dacă toți la un loc nu mă dau gata. Și ce înmormântare frumoasă voi avea! În clipa aceea, pe genunchi se așeză un cap călduț. Plecă privirea și văzu că Pipe se lipise de el, își potrivise comod capul și acum îl privea cu ochii lui mari, căprui, duioși, adânci de o admirabilă omenie. Iată-te și pe tine!" zâmbi el vesel. Pipeu lătră mai puțin vesel răspunzând. Ei bine, eu sunt, eu, prietenul tău. Păreai să mă fi dat uitării, să nu te mai gândești la mine ca la cel mai credincios prieten, credincios până la moarte. Așa spuneau hămăiturile lui Pipe. Cavalerul puse mâna pe capul câinelui și zise. Va trebui deci să ne despărțim, Pipe. Tare mai sunt măhnit, îți sunt foarte îndatorat, știi tu?" datorită ție am ieșit de la Bastilia și apoi, într-o zi când eram înfometat, tu ți-ai împărțit hrana cu mine. Ți-aduce aminte? Totdeauna vesel mi-ai fost un tovarăș și atât de plăcut. Ce ai să te faci tu fără mine?" Câinele asculta cu seriozitate. Cu toate că stăpânul își sfârșise cuvântarea, nu încăpea nici îndoială că Pipeo continua să asculte ceea ce cavalerul își spunea în sinea lui, căci ochii câinelui nu-i părăsiră nicio clipă pe cei ai tânărului și animalul sfârși prin a scoate un plânset înfundat. Pipeu! îl strigă în momentul acela bătrânul pardaion care între deschise ușa. Câinele se uită întrebător la cavaler care îi spuse, Dute. Plec la devinie, de vreme ce tu ai obligații față de jupânul Andrei, continuă tatăl. Te însoțesc, tată, nici vorbă, ce dracu! Îmi va fi de ajuns câinele în caz de atac. Îmi va putea servi și de curier. Dar tu să nu te miști de aici!" Cavalerul făcu un semn de încuvințare, iar parda un tatăl se îndepărtă urma de câine, fericit că va putea face singur pe iscoada, așa cum se gândise. Deoarece, sub pretextul că se duce la devinie să plătească datoriile fiului său, bătrânul voia mai ales să se asigure că palatul nu era supravegheat, că n-au fost urmăriți, că în sfârșit cavalerul se găsea în deplină siguranță. Odată ajuns la Momoronsi, se gândea el, am să-l conving să vină cu mine și ce dracu, voi izbuti eu să-l fac să uite de toate luizele din lume. La vârsta lui, eu aș fi răpit-o pe micuță și gata. De altfel, cine știe dacă vicleșugul meu nu o să rezolve lucrurile. E un vechi și retlic de război. Hei, pipeo, săr pe mine, Pardaiu întinse brațul, iar câinele sări cu un lătrat răsunător. La ce vicleșug, la ce și retlic se gândea el? Să-l urmăm deocamdată pe bătrânul cavaler în cercetarea lui. Străbătu străzile învecinate și, după ce văzu că totul părea să fie liniștit, neobservând nimic suspect, coborâ până la bac ca să treacă sena. După aceea, o lope pe strada Sandeni și ajunse la devinie, gândindu-se ca apoi să dea o raită și pe la cârcima lui Cato. Jupânul Andrii privi sosirea lui Pardaion cu o anumită mirare amestecată cu frică și nădejde. Cine știe, poate de data asta voi fi plătit, mormăi precinstitul Hangiu. Jupânele Andrii, îi spuse Pardaion, vin să vă plătesc datoriile mele și ale fiului meu întrucât părăsim Parisul. Ah, domnule, ce nenorocire, exclamă Andrii. Ce să-i facem scump pe domn Gregoar? Ne retragem după ce ne-am îmbogățit. Hangiul deschise niște ochi cât cepele. Dar nu văd pe doamna Huguet, continuă Pardaion. Am să-i predau ceva din partea fiului meu. Soția mea trebuie să soțească dintr-o clipă în alta, dar domnul va binevoi să-mi facă cinstea de a mai lua o dată masa la hanul meu înainte de a pleca din Paris? Cu multă plăcere, dragă prietene. De altfel, în timpul mesei ne veți face socoteala. Vai, domnule, dar nu este nicio grabă. Ba da, este, dacă e așa, am să vă mărturisesc, domnule, că socoteala dumneavoastră e gata făcută. Chiar dumneavoastră mi-ați poruncit să o fac și în două rânduri erați gata-gata să împlătiți acest flag de datorie, dar ați fost mereu împiedicat de împrejurări neplăcute. Ha, ha, pentru dumneavoastră, izbucni în râs Pardaion. Nu pentru mine, ci pentru dumneavoastră, răspunse la care a început să râdă și el din politețe. Într-adevăr, prima dată ați avut duelul acela în fricoșător cu domnul Ortes, iar a doua oară, în clipa când întindea mâna, v-ați repezit în stradă. Da, am văzut trecând un vechi prieten pe care vroiam să-l strâng în brațe. Iată de ce lucrurile au rămas cum sunt, încheie la Andrei cu o mutră atât de jalnică, încât bătrânul cavaler fu cuprins de un nou hoho de râs. Între timp, pe o masă mică se pregăteau tacâmurile, iar Pipeo relându-și într-o clipă vechile obiceiuri, intră în bucătărie cu înfățișarea lui fățarnică și ruptă de cele pământești, care îi insufla atâta încredere celor care nu-i cunoșteau lăcomia și șiretenia. Ion se așeză deci la masă. După aspectul venerabil al sticlelor pe care la personal le înșiră pe fața de masă, strălucitor de albă, își dădu seama că devenise un personaj important în ochii hangiului. Hm? Mormăi el, Lucru bun este totuși banul, cu paralele pe care crede că le am, cumpăr pe veresie respectul și admirația acestui om cum se cade. Ce ar fi dacă aș fi fost cu adevărat bogat? În momentul acela, Huguet intră în salon. Mereu proaspătă, roză și fragedă ca o ridiche de lună care troznește între dinți, o întâmpină bătrânul Pardaion. Huguet, fără a se mira de ciudățenia comparației, zâmbi și oftă. Se pare deci că ne părăsiți? Da, scumpă doamnă Huguet, plecăm în... în țări necunoscute. Iar înainte de plecare ne-am gândit, fiul meu și cu mine, că avem de plată aici o veche datorie. A, domnule, exclamă Landry, înduioșat și adăugă, mă duc să caut socoteala. Scumpă doamnă Huguet, continuă bătrânul Pardaion, Cred că îi va fi greu cavalerului să vină să-ți plătească personal ceea ce-ți datorează, cu toate că mi-a împărtășit dorința lui de a trece pe la devinie." Domnule, cavalerul nu-mi datorează nimic," răspunse Huguet. Ba din potrivă pe toți dracii și ca dovadă îți voi repeta cuvintele lui." În ce privește pe frumoasa Huguet," a spus el, nu-i datorez bani, ci două calde sărutări drept recunoștință pentru bunăvoința ei față de mine și vreau să-i mai spui că orice s-ar întâmpla, nu voi uita niciodată și voi păstra întotdeauna un loc de cinste printre cele mai plăcute și mai bune amintiri ale mele. A spus cavalerul asemenea vorbe, exclamă hangița roșind, pe onoarea mea și cred că n-a spus decât jumătate din ce gândea. De aceea vreau să mă achit de însărcinarea primită. Bătrânul cavaler se ridică și o sărută pe Huguet de două ori pe fiecare obraz, plătindu-și astfel din plin datoria. Apoi, reașezându-se, ridică paharul și ură emoționat. În sănătatea dumitale, frumoasă Huguet! Domnule, rosti atunci hangița adânc tulburată, nu voi uita niciodată bunele gânduri adresate mie de domnul cavaler. Spuneți acest lucru, vă rog. Vreau și eu să-i dovedesc recunoștința printr-o veste. Vorbește, scumpa mea. Ei bine, spuneți i că ea îl iubește, zise Hughet suspinând. Care ea? întrebă într-un strigăt pardaion mirat. Aceea pe care o iubește el, frumoasa domnișoară, Louise, îl iubește, repetă Huguet, sunt sigură, l-am văzut pe sărmanul tânăr atât de abătut. Dar, scumpa mea, Huguet, ești un adevărat înger, atât de abătut, încât nu m-am putut abține să-i trimit chiar eu această veste. Spuneți eu și să-și amintească, atunci când va fi soțul lui Izei, că eu am fost aceea care i-am anunțat această fericire. Ei, drăcie, să știi că-i porți noroc, draga mea, Huguet! A, deci așa stau lucrurile!" Atunci toată situația e a dracului de schimbată. Slavă Domnului! Vino să te mai sărut odată! Urmă o nouă îmbrățișare, după care bătrânul Pardaniu își continuă masa cu o nețărmurită mulțumire. Toate au în sfârșit, chiar și prânzurile bogate acela a lui Pardaion, se supuse și el acestei legi generale și, după ce goli ultima sticlă până la cea din urmă picătură, bătrânul cavaler, cu privirea cuceritoare, își încinse din nou spada și, ducând mâna la brâul din piele ce conținea cele 3000 de livre luate din cufărul lui Gil, îl chemă pe jupânul Andrei, care, cu nota de plată în mână, se apropia alergând, fericit, sprinten, despicând aerul cu brațele ca să ajungă mai repede. Landry a ajuns la masă, își desfășură nota. Era lungă de un cot. Pentru a se dezvinovăți parcă de această lungime amenințătoare, Hangiul se grăbi să spună: Firar să fie, domnule, ce lungă este, și să știți că n-am pus la socoteală toate suplimentele. Trece totul, dragă Landry, zise Pardaniu. În acest caz, cu totul și cu totul, face tocmai 3000 de livre. Bătrânul cavaler primi lovitura fără să clintească și început să deschidă brâul de piele. Chipul lui Landry, strălucitor de fericire, deveni luminos și înflăcărat la culme de emoție. În sfârșit, murmură el cu sufletul la gură. Iată-l, iată-l, bubui în clipa aceea un glas furios. Pe neașteptate, trei personaje apărură în același moment, își trase răspadele și se repezire la pardaion. Hanul se umplu de strigăte. Mâna lui Pardaion, dusă la vestitul Chimir, coborâ spre spada pe care și-o scoase la iveală. Zâmbetul lui Landry se schimbă într-o strâmbătură de durere și de spaimă. Pardaion răsturnă masa cu o lovitură de picior și toate vasele se împrăștiară pe podea. Huguet se refugiase la bucătărie. Cei trei turbați dădeau lovitură după lovitură. De data asta nicio garanție!" rângi unul dintre ei. De data asta nicio îndurare!" urlă al doilea. Primul era Moghiron și al doilea Chelu. Al treilea, care nu zicea nimic, dar și învârtea spada cu o furie rece, era Moreve. Intraseră cu totul întâmplător în Han știind că de vinie fusese multă vreme sediul principal al pardaianilor. În lipsa cavalerului dăduseră peste tată și, fără să mai stea mult pe gânduri, înțelegându-se dintr-o privire, trecură la atac. Pardaniu, slăbit de rănile căpătate pe strada Momart, se mulțumi să rămână în defensivă. Spre pieptul lui se îndreptau trei vârfuri de spadă amenințătoare. Para cum putea fiecare lovitură sau făcea un salt înapoi. Încă erarea era tăcută de astădată. dată. Cei trei erau hotărâți să lucidă pe tată până ce vor putea să dea de fiu și își păstrau toate forțele, tot sângele rece, luptând prudent, căutând lovitura mortală. Pardagnon dădea deci înapoi. Din nenorocire, cei trei adversari luptau pe bucata de loc aflată între Pardanion și ușa ce da în stradă. Treptat, el fu împins spre fundul sălii, unde se găsea o ușă deschisă. Trecu prin ea și nimeri în încăperea aceea în care, la începutul povestirii noastre, avusese loc o spățul poeților Pleiadei. O străbătu grăbit, pătrunse în următoarea și ajunse în sfârșit în ultima odaie. De data asta l-am prins, scrâșni Moreve printre dinți încleștați. Păcat, gândi Pardaion, nu vom putea muri împreună, cavalerul și cu mine. În clipa aceea văzu o ușă deschizându-se și fără a mai șovăi se repezi prin ea într-o cămăruță întunecoasă pe care o zărise. Era o mică încăpere fără lumină în care se găseau, de o parte, intrarea în pivniță, iar de cealaltă intrarea în lungul coridor ce ducea în stradă. Cei trei atacanți voieră să se arunce după pardanion în mica încăpere, dar ușa le fut trântită în nas. Ea fusese închisă nu de bătrânul cavaler, ci de Hughet. Când văzuce întorsătură ea în căierarea, ea o colise repede pe stradă și prin coridor, deschizând și închizând apoi cu cheia ușa cămăruței. Dumneata!" exclamă pardanion recunoscând-o pe Hughet. Fugiți!" răspunse frumoasa hangiță arătând spre coridor. Nu înainte de a fi mulțumit, spuse cavalerul, băgându-și spada în teacă și cuprinzând mijlocul hughetei, o sărută pe amândoi obrajii. Una pentru mine și alta pentru cavalerul de Pardaion. Se avântă neîntârziat pe coridor și, o clipă după aceea, gonea de-a lungul străzii Sandenii. De data asta, n-ai să ne mai scapi, strigau Monchiron și Chelu, în timp ce Monreve alerga să caute un ciocan cu care să spargă broasca. El se lovi de hughet în sala de banchete. Un ciocan! porunci Moreve. Te prisos, spuse Huguet, am să deschid cu cheia. Vei fi resplătită pentru bunăvoința ta femeie. Ușa fiind deschisă, cei trei spadasini au dat de coridor și au înțeles că bătrânul vulpoi fugise. Toți trei se repeziră spre stradă, dar era prea târziu. Pardagnon ajunsese departe, alerga spre Troanderii, nu pentru a căuta un adăpost, ci pentru a-i găsi pe cei trei băieți de care avea nevoie ca să supravegheze plecarea mareșalului. În stradă, el fu ajuns de Pipeu, care, credincios obiceiurilor lui, ținea în bot un furat de pe o masă de la devinie. Huguet, după plecarea oamenilor regelui, reveni la bucătărie unde îl găsi pe soțul ei vână de furie. Ei bine, striga cât îl ținea gura Landry, la vreau să sper că domnul de Pardaion nu va mai avea prilejul să mă plătească. Dar de ce? întrebă Huguet zâmbind. Va trebui totuși să plătească, nu suntem atât de bogați încât să renunțăm la o asemenea sumă. Pe dracu, răspunse hangiul, de fiecare dată când vine să mă plătească, se pornește o bătălie cu spargere de veselă în bietul meu han. Ei, pune-i-le pe toate la socoteală. Jupânul Andrii, oftând adânc, se așeză la o masă, porunci să-i se aducă cerneală și un condei și adăugă la cunoscuta notă suplimentul următor. Idem un dejun complet și înbelșugat. Prețul, 2 scuzi și 5 bani. Idem, o sticlă de vin vechi de Beaujancy, 3 scuzi. Idem, două sticle de samur. 2 scuzi. Idem, veselă spartă. 20 de livre. Idem, un cârnat furat de câinele domnului de Pardaiu. 15 sol și 4 bani. Dați-mi nota să închid, spuse Huguet, care citise peste umărul soțului său. Landry îi încredință hârtia și se duse înapoi în bucătărie copleșit de o adâncă tristețe. Atunci, sub totalul generat, iughet scrise cu mâna ei. Primit din partea domnului de Pardaniu două sărutări, una din partea lui și cealaltă din partea fiului, în valoare de 1500 de livre fiecare. Închise apoi nota în dulapul din camera sa. Pe la șase seara, bătrânul Pardaion se întoarse la palatul Momoronsi, fără să mai fi avut vreo altă întâlnire neplăcută. Se oprise o bucată de vreme la Truanderie, unde a avut misterioase convorbiri cu mai multe din acele mutre bule de dus la spânzurătoare care roiesc pe acolo. Își zâmbea pe sub mustață mormăind. Ia să vedem ce s-a mai întâmplat cu întâlnirea pe care am pregătit-o cu atâta dibăcie. Despre ce întâlnire era vorba? Ne amintim că bătrânul cavaler își părăsise mai întâi fiul, spunându-i că se duce la troandării și apoi se întorsese ca să-l ceară pe pipeu. Dar îndată după ce ieși din camera cavalerului, Parda Ion tatăl începu să treiere palatul până ce izbuti să o întâlnească pe Louise. Vă căutam, îi spuse bătrânul cavaler. Voiam să-mi au rămas bun. Rămas bun? exclamă fermecătoarea copilă, neputându-se împiedica să pălească. Da, noi plecăm, fiul meu și cu mine. În timp ce vorbea astfel, explicând cu multe amănunte că fiul lui părea lovit de o boală nevindecabilă, bătrânul vulpoi își îndrepta pașii spre camera cavalerului. Louise îl urma, fără să-și dea seama, zguduită de știrea acestei neașteptate plecări, cu inima îndurerată de o neliniște necunoscută. Parda Ion deschise ușurel ușa. Louise auzi cuvintele adresate de cavaler lui Pipeu. Bătrânul chemă atunci câinele și plecă, lăsând ușa deschisă și pe lui buimăcită în fața ei. Ce se petrecu cu ea în clipa aceea? Ce îndemn a împins-o? Fapt este că ea a trecut pragul și, ridicând ochii nevinovați spre cavalerul încremenit și răvășit, întrebă Vreți să plecați? De ce?" Cavalerul, numai puțin zăpăcit și desigur mai cutremurat decât tânăra fată, întrebă la rândul lui în șoaptă. Cine v-a spus, domnișoară, că am de gând să plec? Tatăl dumneavoastră, în primul rând, și apoi dumneavoastră. Iertați-mă, domnule, am auzit bine, fără să vreau. Ați spus că voiți să plecați, că nu vreți să vă mai întoarceți, că nu puteți lua câinele acolo unde vă duceți și că plecați pentru că aici vă plictisiți. Vai, domnule, dar unde e țara în care nu vă veți reîntoarce niciodată? Domnișoară, și unde nu-l puteți lua și pe bietul Pipeu, dar aici de ce vă plictisiți? Vorbea ca într-un vis, uimită de propria îndrăzneală, tremurând din în toată ființa, în timp ce două lacrimi se -i viră pe marginea genelor lungi. Cavalerul o privea cu o încântare de nedescris, pradă unei dureri neîndurătoare. Când spun că mă plictisesc, domnișoară, e un fel de a vorbi. O, oh, continuă ea sub imboldul unui nestăpânit îndemn al inimii, Vă plictisiți pentru că vă aflați aici? Cavalerul închise ochii, își împreună mâinile și șopti cu un flăcărare. Aici? Dar aici este raiul! Ea scoase un mic strigăt și lumina aceea, care, în anumite împrejurări, străfulgeră mintea și inima tinerilor fete, o limpezi dintr-o dată și, foarte palidă, albă ca un crin, îi spuse: Nu vreți să plecați, de fapt vreți să muriți? E adevărat. De ce? Pentru că vă iubesc. Mă iubiți? Da. Și vreți să muriți? Da. Vreți, deci, să mor și eu? Aceste întrebări și răspunsurile date în grabă, cu sufletul la gură și înfrigurate, au fost rostite de unul și de celălalt cu glas căzut. Furați de visul lor, abia își dădeau seama ce spuneau, dar la ei totul era pătruns de dragoste. Între ei nu putea fi vorba de nesinceritate. Louise, care îi vorbea cavalerului pentru a doua sau a treia oară, își mărturisi în mod spontan iubirea. Nici nu-i trecut prin minte gândul că ar fi putut să o ascundă sau să roșească din pricina ei. Această floare a timidității n-ar fi înțeles fiala în acest moment. Strigătul scăpat de buzele ei, mărturie de o impresionantă sinceritate, arăta din plin și cât se poate de convingător ceea ce gândea. Dacă va muri el, nici ea nu va supraviețui. Era simplu, limpede și luminos. Nimic nu mai putea fi adăugat. Nici o îndelungată chipzuire, nici împotrivirea nu mai erau cu putință. Aceasta era oare dragostea? Nu știa și nu putea ști decât un lucru. Că viața ei se contopea firesc cu viața cavalerului, că sufletul ei se împletea strâns cu sufletul acestui bărbat. Dar acum, dacă va pleca el, va pleca și ea. Dacă murea el, murea și ea. Nimic pe lume nu i-ar mai fi putut despărți. Vreți într-adevăr să mor? întrebă Louise. În același timp, ochii ei albaștri, luminoși ca albastrul cerului, se adânciră un timp în ochii cavalerului. El fost guduit. Uită că mareșalul o sortise contă lui de margensi, acest necunoscut care i-o va răpi și, fermecat, răscolit de o nețărmurită uimire șopti. Visez!" Încet, ea își coborât privirea. O paloare de crin i se așternu pe chip și spuse... Dacă muriți, atunci voi muri și eu pentru că vă iubesc. Trupurile lor erau foarte aproape și cu toate acestea nu se atingeau. Tânărul era stăpânit de impresia puternică că îngerul se va mistui la cea mai mică mângâiere a mâinii. Atunci, cu acel accent firesc care este mărturia cea mai înaltă a emoției zguduitoare, el murmură. Louise, trăiesc datorită dragostei tale. Mi se părea că este o nelegiuire să fiu iubit de tine, o nebunie ca privirea ta să coboare până la mine. Și totuși, acum toate acestea există. Luiz, nu știu bine dacă sunt fericit sau nenorocit. Nu știu dacă cerul s-a deschis înaintea mea, dar de plinătatea vieții Louise, tu m-ai făcut să o trăiesc. Te iubesc. Da, o știam. Toate din jur îmi strigau acest lucru totul îmi spunea că am venit pe lumea aceasta pentru tine, numai pentru tine. Deodată tăcu, pluteal între groază și extaz. Amândoi înțeleseră că orice cuvânt era de prisos. Încet, cu privirea țintuită în aceea a cavalerului, Louise se retrase până la ușă, se îndepărtă, se mistui, ca să spunem așa, în timp ce el rămase încă mult timp nemișcat ca lovit de trăsnet. Atunci, în firea aceea aparent rece, dar în realitate furtunoasă, izbucni fulgerător reacția. O bucurie nemai auzită, o bucurie sălbatică îl însufleți și îl purtă pe aripile ei. Privirea lui strălucitoare îmbrățișă Parisul prin deschiderea ferestrei. Gândurile lui strigau, dar buzele încremenite nu lăsau să treacă niciun sunet. Am devenit stăpânul lumii, rege Charles, Montmorency, Danville, puterea și gloria mea e de o potrivă cu a voastră. O, oh, Louise, Louise! Pe la orele șase, bătrânul Pardaion se înapoi la palatul Momoronsi. Îl regăsi pe fiu, înarmat ca de război, sfătuindu-se cu mareșalul de Momoronsi, în curtea palatului aștepta una din acele calești grele ce puteau fi pe deplin închise cu ajutorul obloanelor. Bătrânul îl privi cu băgare de seamă pe cavaler care părea calm și stăpânit ca de obicei. Se vede că nu s-a întâmplat nimic. Din fericire, aduc eu vestea bună trimise de draga noastră Hughet. Lundul la o parte pe fiu îi spuse că vreo 20 de vagabonzi tocmiți de el se aflau în jurul palatului, gata să-l însoțească pe mareșal, fără ca acesta să poată bănui ceva. Mareșalul dădu atunci semnalul de plecare ca să-i înșele pe curioși sau pe bandiți, urmau să iasă pe poarta Saint Antoine, apoi să facă un ocol la stânga spre a ajunge pe drumul Momorânsiului. Luiz și mama ei luară loc în trăsura care fu închisă cu grijă. Mareșalul se postă lângă portiera din dreapta, cavalerul lângă cea din stânga, iar bătrânul Pardagnon în frunte. În urmă veneau 12 călăreți din trupa mareșalului. Asemenea, escorte străbătând Parisul cu mare pompă nu erau deloc rare pe vremea aceea. Iată de ce nimeni nu-i dădu importanță și trăsura ajunse pe la șase dimineața la poarta Saint-Antoine. Pe aici nu se trece, rosti în clipa aceea un glas. Iar ofițerul comandant al postului înaintă. Ce s-a întâmplat? întrebă mareșalul Pălind. Ofițerul îl recunoscu pe dată și salutându-l îi zise. Monseniore, spre marea mea părere de rău sunt obligat să vă opresc trecerea. Dar domnule, la ora aceasta poarta este încă deschisă. Iertați-mă, monseniore, ea a fost închisă. Priviți, podul este ridicat. Mareșalul se aplecă, privi pe suboltă, și văzu că într-adevăr, podul era ridicat. De acord pentru poarta aceasta, spuse el, dar fără îndoială că celelalte, toate porțile parisului sunt închise, monseniore. Și, mâine, când vor fi deschise? Mâine nu vor fi deschise, Monseniore, nici mâine, nici în zilele următoare. Dar asta e curată tiranie! Porunca regelui Monseniore. Și cum? Nu se mai poate intra și nici ieși din Paris? Iertați-mă, Monseniore, este ușor atât de intrat cât și de ieșit. Nimeni nu este împiedicat să intre. În ce privește ieșirea, trebuie să vă procurați o liberă trecere de la șeful jandarmeriei locuiește la doi pași de Bastilia. Dacă monseniorul dorește, deprisos, spuse mareșalul și dădu ordinul de întoarcere. Porunca regelui, mormăi el. Foarte bine, dar pentru cine a fost dat acest ordin? Pentru mine? Ce uneltire e la mijloc? Îndată se gândi la numeroșii hugenoți veniți la Paris cu Jean d'Albert, regele Henri de Navara și amiralul Colini, François de Momoronsi era încredințat că e vorba de o măsură a poliției, luată fără alte scopuri, împotriva hugenoților. În acest timp, trăsura a începuse drumul înapoi spre Palatul Momoronsi. Bătrânul Pardaion descălecase și dădu calul pe mâna unuia dintre călăreții escortei. Voia să aibă cugetul împăcat și se duse să-l scodească pe ofițer. Nu se să nici cinci minute de la plecarea mareșalului, și, în timp ce el se frământa ce poveste să scornească, pentru a-l face pe ofițer să vorbească, văzu pe unul din soldații postului îndepărtându-se de poartă și îndreptându-se spre strada Saint-Antoine. Ion se lu după el. Se gândea că îi va fi mai ușor să scoate ceva de la acest soldat. Se apropie deci și începu să meargă lângă el. E cald," zise ca să intre în vorbă. Ne-ar fi binevenită o sticlă de vin rece?" Tare binevenită, gentilome! Vreți să beți una cu mine în sănătatea regelui? Vreau, de ce nu? Să intrăm în cârciuma aceasta. Nu acum. De ce nu acum, din moment ce acum ne este sete? Pentru că am o treabă de făcut. Unde? Dintr-o dată, soldatul început să-l privească pieziș pe stăruitorul curios. În momentul acela, privirea lui Pardaion căzu pe o hârtie ascunsă de soldat în pieptar și din care se zărea un colț. Asta e bună, gentilome, dar ce vă interesează? Continuă soldatul. Nu mă interesează, dar dacă treaba dumitale ne duce departe, atunci înțelegi. E drept? Ei bine, mă duc la templ. Parda e un tresări. Merse mai departe câțiva pași, tot gândindu-se la o idee ce-i trecut deodată prin cap. Camarade, zise el fără șovăire, vrei să spun ceva? Duceți o scrisoare la palatul Mesme. Dar de unde știți? exclamă soldatul imit. Iată, aici aveți scrisoarea cu colțul ieșit din pieptar. O să cadă, băgați de seamă. În aceeași clipă, apucă hârtia cu două degete și trase. Aruncă la iuțeală o privire pe adresa astfel întocmită. Domnul mareșal de Danville în palatul său. Pardaion roti o privire în jur. Se aflau pe strada Saint-Antoine plină de trecători. La 20 de pași venea spre ei o patrulă de pază călare. Nu era chip să fugă luând cu el scrisoarea, o înapoie deci soldatului. Putu zări însă că era destul de proslipită ca de cineva care fusese tare grăbit. Își continuară drumul. Pardagnon hotărât să nu scape pe om din mână, iar soldatul devenit foarte bănuitor. Iertați-mă, domnule, spuse deodată acesta din urmă, dar scrisoarea trebuie predată cât mai curând cu putință. Și, fără să mai aștepte vreun răspuns, soldatul începu să alerge. Avea însă de a face cu unul mai încăpățânat decât el. Pardagnon o luă și el la goană. Camarade, zise el, vrei să câștigi o sută de livre? Nu, răspunse soldatul grăbind pasul. 500, spuse din nou Pardagnon. Dați-mi pace, domnule, sau încep să strig. O mie! Soldatul se opri deodată și se făcu stacojiu. Ce vreți de la mine? întrebă el cu glas tremurător. Să-ți dau o mie de livre de aur dacă mă lași să citesc scrisoarea pe care o duci. Să fiu spânzurat pentru o mie de livre? Fiți serios! Aha, în scrisoare e vorba de un lucru de mare însemnătate. În acest caz îți ofer două de livre. Soldatul șovăi și atunci eu îi șopti la repezeală. Intrăm în prima cârciumă și în timp ce golește o sticluță, dezlipesc scrisoarea, o citesc și o lipesc la loc. Nimeni nu va ști. Nu, Îngăimă soldatul cu glas înăbușit. Ofițerul mi-a spus că dacă pierd scrisoarea, voi fi spânzurat. Prostule, dar cine îți spune să o pierzi? Trei mii de livre, oferi Pardaion și lundul pe soldat de braț îl trase în fundul unei cârciumi din apropiere. Soldatul a sudat din greu, pălea și se înroșea. Este chiar adevărat? Întrebă el când fură așezat în fața unei sticle de vin. Pardaion își goli chimirul și spuse. Numără. Soldatul orbit înăbuși un urlet, nu mai văzuse niciodată atâta aur, avea o avere în fața lui. Gâfâind, îi dădu scrisoarea lui Pardanion și, fără să mai numere, își umplu doldora buzunarele cu aur. Apoi, ca apucat de nebunie, se ridică, fugi spre ușă și dispăru. Pardanion dădu din numeri și pe îndelete dezlipi scrisoarea al cărei stăpân devenise. Ea conținea următoarele. Monseniore, o trăsură închisă de călătorie s-a prezentat la poarta Saint-Antoine, însoțită de 12 călăreți. Mareșalul de Momoronsi se afla și el acolo. A părut foarte supărat că n-a putut trece. Cred că i-am recunoscut și pe cei doi aventurieri pe care mi a semnalat. Am dispus urmărirea trăsurii, care, cred că se întoarce la Palatul Momoronsi îndrăznesc să sper, monseniore, că veți arde aceste câteva rânduri în dată după primire și că nu-l veți uita pe acel ce vi le trimite. Aha, exclamă Pardanion. știu acum ce înseamnă porunca regelui de a închide toate porțile Parisului. Fără să mai întârzie, pardanion porni în grabă spre Palatul Momoronsi. În seara aceea, mareșalul de Danville primi atâtea bilete câte porți avea Parisul toate conțineau aceleași vești în câteva cuvinte. Nimic nou sau Mareșalul nu s-a prezentat pentru ieșire sau Persoanele în cauză n-au venit. Numai postul de la poarta Saint-Antoine n-a trimis niciun raport. Așadar, Mareșalul de Momoronsi, Louise, Jean de Pien și cei doi Pardagnon se găseau închiși în Paris. Danville, așteptând momentul când va putea să-l ucidă pe Charles al ix se folosea și abuza de încrederea pe care tânărul rege i-o acorda și obținu astfel pe o durată de trei luni sarcina de a inspecta porțile Parisului. Nu i-a fost prea greu să-l convingă pe rege că, în situația de azi, trebuia exercitat o supraveghere severă asupra tuturor intrărilor în Paris. Regele îi încredință această împuternicire de temut, care îl transforma într-un fel de guvernator militar al Parisului. La palatul Momoronsi, viața se depănă în tihnă. Se deciseră să rămână închiși fără alte încercări zadarnice. Porțile Parisului nu puteau sta multă vreme închise și cu primul prilej vor pleca în modul cel mai firesc. Se scurseră astfel 15 zile. Cavalerul și bătrânul Pardainon ieșeau aproape în fiecare zi după noutăți, luând toate măsurile de prevedere ca să nu fie recunoscuți. Într-o seară, bătrânul cavaler ieși singur și, pe când se întorcea la palat, zări în ghereta elvețianului pe cineva pe care îl recunoscu imediat. Era Gilo, prea precinstitul nepot al intendentului lui Danville. Ce cauți aici?" se răsti la el. Domnule ofițer, am venit, tocmai îi explicam..." Vii să mă spionezi, mizerabilule! Ascultați-mă, vă rog, se bâlbâi Jilou. Nicio vorbă, am să stai urechile! Jilou se îndreptă și foarte demn rosti. Vă desfid să o puteți face, ia priviți! Își trase în același timp căciula, care acoperea capul până la ceafă și pardaniu rămase cu gura căscată. Jilou nu mai avea urechi. Vedeți, dar, domnule, că nu puteți tăia ceea ce nu mai am. Dar cine te-a făcut așa frumos?" unchiul meu, chiar el, domnule, când monseniorul de Danville a aflat că i-am trădat taina de frică să nu-mi tăiați urechile, i-a spus unchiului meu, bine, taiele. Atunci unchiul, pe care nu l-aș fi crezut niciodată în stare de o asemenea crimă, a executat cumplita poruncă și, așa leșinat cum eram, m-a dat afară din palat. O femeie m-a ridicat, m-a îngrijit, mi-a vindecat cele două răni, iar eu, domnule, din dorință de răzbunare, vin să mă pun la dispoziția dumneavoastră. Ia te uită, gândi bătrânul Pardaion. Luați-mă, domnule, nu o să vă căiți, vă voi ajuta din răzputeri, puteți să mă credeți, iar pentru serviciile mele nu vă cer decât un lucru. Care? Ia să vedem. Acela, ca la rândul dumneavoastră, să mă răzbunați pe monseniorul de Danville, care a poruncit să mi se taie urechile, precum și pe unchiul meu, care a executat acest ordin. Iată un animal însuflățit de cele mai bune intenții și care ne va putea fi de folos, se gândi Pardaion adăugând. Ei bine, s-a făcut, te iau în slujba mea. O străfulgerare de bucurie trecu prin ochii lui Jilo și dacă pardanion ar fi văzut-o, ar fi fost foarte neliniștit. Dar el, făcând semn lui Jilo să-l urmeze, pătrunse înăuntrul palatului. Jilo îl urmă, mormăind printre dinți. Cred că unchiul Gil va fi mulțumit de mine. Sfârșitul capitolului 4 Michel Zevaco Epopeia dragostei Capitolul 5 Vuiește furtuna La vreo 20 de zile după intrarea regelui în Paris, a avut loc logodna lui Henri de Bearn cu Marguerite, sora lui Charles al ix -lea. Cu acest prilej s-a desfășurat la Louvre o serbare atât de fastoasă cum nu se mai văzuse la marile spectacole îndrăgite de François I și Henri II. Această memorabilă, strălucită și înfricoșătoare seară merită să fie urmărită, ca să spunem așa, ceas cu ceas. Luvrul scânteia de lumini, un imens freamă de râsete se ridica din această văpaie, dar în fiecare din sălile în care se desfășurau aceste splendori avea loc câte o dramă. Afară, mulțimea poporului, cu greu stăpânită de arca și de serviciu, ajutați de companiile de archebuzieri, se zbuciuma în jurul luvrului ca o mare cu valuri întunecate, voind în jurul unei stânci luminoase. Mulțimea nu era atrasă numai de curiozitate. Cu toate ordinele strigate în mai multe rânduri, cei mai mulți dintre burghezi erau înarmați cu sulițe și purtau cu irase. La începutul acestei seri, pe când noaptea învăluia Parisul, Catherine de Medicis și fiul ei, Charles al IX-lea, se găseau singuri într-o încăpere, din al cărei balcon se vedea sena și malul ei stâng. Îmbrăcat în negru, așa cum obișnuia, mai palid ca oricând, cu mâinile sale uscate, de culoarea fildeșului, încleștate pe balustrada de fier, Charles al IX-lea privea în la o lumină mare roșiatică. Lângă el, la un pas în urmă, Catherine surâdea cu zâmbetul ei misterios și crud de sfinx amenințător. De ce m-ați adus aici, doamnă?" întrebă regele. Pentru a vă arăta acest foc, sire." Este un foc de petrecere? Dragii mei parizieni se veselesc?" Nu, sire. Parizienii ard o casă în care se ținea o adunare a hugenoților. Iată, colo se mai aprinde un foc. Acolo, la stânga." Un val de sânge năvăli în obrajii palizi ai lui Charles al ix Slavă Domnului, continuă Catherine, că nu le dă în gând să aprindă luvrul. Pe sângele lui Isus am să ordon să-i atace pe incendiatori. Și întorcându-se, regele strigă. Ascultă, Cosein, ți-ai pierdut mințile oare, Charles? Urlă Catherine, prinzând mâna fiului său. Vrei să produci agitație și răscoale în tot Parisul? Dar ce vorbe sunt astea, doamnă?" întrebă Charles înfiorându-se. Adevărul! Ai visat-o împăcare a catolicilor cu hugenoții. Dumnezeu știe cât am suferit din pricina asta, pentru că vedeam prăpastia spre care te îndreptai. Nu vezi chipurile amenințătoare ce te înconjoară de când sunt aici Jean d'Albert, Henri de Bern, Condé și Coligny? Ai orbit?" În depărtare, pârjolul se înălța și se întindea, uriașa perdea de flăcări roșii șerpuind în noapte. Iată răspunsul parizienilor la logodna de astă seară, continuă Catherine. Cu ochii ieșiți din orbite, cu maxilarele încleștate, Charles al nou le privea. Din când în când era ascuturate un fior. Charles, vorbi din nou regina, ascultă-mă, știi cu câtă bucurie am luptat pentru pace. Știi că m-am umilit personal în fața trufașei Jean d'Albert. Știi că am mers până acolo încât am pus la cale căsătoria propriei mele fice cu Henri de Bern, pentru că și eu eram oarbă. Credeam pe atunci că pacea între catolici și hugenoți era cu putință. Pacea cu hugenoții? O nebunie, un vis nesăbuit. Trebuie ca erezia sau biserica să triumfe sau să moară. Doamnă, mă înspăimântați! este cu neputință ca lucrurile să fie ajuns aici numai pentru că mi-a fost groază de tot sângele care se vărsa. Cu neputință? N-ai citit scrisorile pe care le aduc ambasadorii tuturor statelor? Ce ne spune regele Spaniei? Că pregătește o armată ca să reînscăuneze domnia lui Dumnezeu primejduită de slăbiciunea noastră. Voi declara război spaniolului. Ți-a ieșit din minți ce ne spune Veneția, ce ne scriu Parma și Mantua? Ce ne spun statele Imperiului? Toți, dar toți ne condamnă, toți ne amenință. Am să înfrunt Europa, de va fi nevoie. Îl vei înfrunta și pe suveranul pontif? exclamă Caterin. Cum te vei apăra de excomunicarea cu care te amenință? Pe tot infernul, doamnă, papa este papă, iar eu sunt regele Franței. Și, agățat de balustradă, regele se încordă și mai mult. Tăcere, spuse el. Vreau ca în jurul meu să fie liniște. Am hotărât să fie pace și se va face pace în regatul meu. Dacă va trebui să duc război cu Spania, cu Imperiul sau chiar cu Papa, ei bine, îl voi duce. Cu ce? întrebă Cătărin cu glas înghețat. Cu armatele mele, cu nobilimea și cu poporul meu. Poporul tău, vinosire, sire, și vei auzi ce dorește poporul! În același timp, regina prinse mâna fiului său cu o irezistibilă mișcare autoritară și, trăgându-l lângă ea, străbătu mai multe camere. Caterin se opri într-o sală mare care răspundea spre o aripa luvrului opusă senei. Vorbești de nobilime, spuse ea atunci. Pe cine te vei bizui? Pe un ghiz care urzește nu știu ce în umbră? pe un momoronsi care se închide în palatul lui ca să dea azil rebelilor? La naiba, doamnă, despre ce rebeli vorbiți? Despre cei doi aventurieri care, în plin luvru, și-au bătut joc de mine și de dumneata. Și spuneți că momoronsi i-a Da, sire, și toată nobilii mea se află pe același picior de revoltă fățișă, în ce privește poporul, ascultă. Caterina îl împinse pe rege spre pervazul unei ferestre deschise și Charles, aplecându-se, văzut dincolo de șanțurile ului o uriașă mulțime care se înghesuia și striga Trăiască religia catolică! Moarte hugenoților!" Dar și aceste strigăte erau întrecute și acoperite de un tumult și mai puternic, și mai hotărât, și mai organizat. Trăiască ghiz! Trăiască capitanul nostru, general!" Charles pocni cu violență din palme și întorcându-se către regina mamă. Ce înseamnă asta? Cine e capitan general?" Ți-o spune chiar poporul, sire. Este Henri de Ghiz. Și al cui capitan general este el? Al trupelor catolice, sire." Stați puțin, doamnă, să nu ne pierdem cu firea. Unde se află aceste trupe catolice și cine le-a înființat?" Charles, aceste trupe înseamnă întregul regat." Sunt seniori care nu vor ca ereticii să fie tratați la fel cu servitorii devotați regelui. Sunt burghezi pe care îi poți vedea aici, cu sulița în mână. Este întreg poporul, în sfârșit, care ia arma în mână ca să apere vechea religie, care la rândul ei a salvat lumea. Toți aceștia la un loc fac o armată sire. Charles al nouălea închise trântind fereastra și începuse măsoare sala cu pași iuți. Ce-i de făcut? Ce să facem?" băiguia el. Ei, pe Sfânta Fecioară Sire, numai datoria de rege, de fiu mai mare al bisericii." Cum? O trădare împotriva abietului Colini, care plânge de bucurie când îi spun tată, împotriva lui Henri, care e atât de fericit și mă asigură de toată prietenia lui? Făceți ce vreți, eu nu vreau să mă amestec." Tot caracterul lui Charles al ix se afla în aceste cuvinte. Catherine își stăpâni o trăsărire de bucurie. Se îndreptă repede spre fiul ei, își a țintit privirea scuțită în ochii lui tulburi și opti cu glas înăbușit. Charles, bunătatea inimii tale te duce la peire. Copil nefericit, nu vezi că ai lăsat să intre lupul în Paris? Vorbești de prietenia lui Henri de Bern? Știi unde se afla Henri, în timp ce credeai că se găsea în tabăra de la La Rochelle, înaintea plecării tale spre Blois? Întreabă-l numai pe șeful poliției. Spuneți, doamnă, ei bine, era la Paris împreună cu Condé, Dan Dandelo și Colini și știți ce făceau? Puneau la cale moartea ta ca să-ți răpească coroana. Regele păli puternic și aruncă în jurul lui priviri rătăcite. Aplecându-se la urechea fiului, regina adăugă. Niciun cuvânt sire, nici o mișcare prin care blestemații de hugenoți ar putea înțelege că știi în fricoșătorul adevăr. Nu da nimic în vileagzire sau suntem cu toții pierduți. Apoi se îndepărtă, coboru o scară ascunsă și ajunse în capela ei. Paola, chemă ea. Slujnica Florentina apăru. Sunt aici? întrebă regina. Da, maestate, el aici, iar celălalt dincolo. Bine, bravul nostru mai întâi, pe urmă el. Slujnica a ieșit și reapăru câteva minute mai târziu, urmată de un bărbat care se plecă până la pământ. Bună ziua, scumpe Moreve!" zise regina cu zâmbetul ei cel mai fermecător. Văd că vă numerați mereu printre prietenii noștri, întotdeauna gata când avem nevoie de un om viteaz, energic și credincios. Maestatea voastră mă copleșește, răspunse Moreve ridicându-se. Deloc, îmi place să-mi arăt recunoștința față de prietenii coroanei sărmană coroană, foarte șubredă pe capul fiului meu. Drace, gândi Moreve, îngălbenindu-se, să fi aflat oare ceva? Apoi cu glas tare. Dacă nu e vorba decât de viața mea pentru a întări această coroană, maestatea voastră n-are decât să spună un singur cuvânt. Sunt pe deplin gata la orice. În sinea lui Moreve tremura. Aruncă în jur o privire furișe ca să se asigure că era singur cu regina. Întrucât îl avem în față pe acest moreve, să-i descriem unele dintre sături. Arăta de vreo 30 de ani, zvelt și subțire, cu părul și barba de un blond aprins, aproape roșu, cu ochi cenușii, cu scăpărări de oțel, obrazul regulat, ținuta elegantă și cu un mers elastic ca de fiară, luat în totul, nu era lipsit de o oarecare frumusețe priceput în toate îndeletnicirile în care se cerea forță, trecea drept foarte primejdios cu sabia în mână și mai avea, de altfel, o faimă larg răspândită de perfect trăgător cu archebuza și pistolul. N-avea o situație bine stabilită la curte. Nu se știa de unde venea și care îi era familia. La început fusese foarte susținut de ducele d'Anjou, fratele regelui, căruia el îi făcuse unele servicii de nemărturisit din cele pe care un luptător viteaz le putea aduce unui prinț. Drept răsplată, Henri l-a prezentat reginei Caterin spunându-i Mamă, domnul de Moreve și-ar de tatăl dacă i-aș porunci. Moreve, la periferia curții, disprețuit de unii, temut de alții, acceptat, mai curând tolerat, nu iubea și nu ura pe nimeni, era însă în stare să omoare cu sânge rece pe oricine îi stătea în cale. Ce urmărea el? În primul rând bani, mulți bani. Apoi titlul care se îngăduie să ocupe un loc onorabil printre prietenii din nobilime care îl primeau în cercul lor. Îl trăda în taină pe ducele d'Anjou cu ducele de ghiz, fiind gata să-l vândă pe ducele de ghiz regelui Charles, el știa că fratele regelui aștepta cu nerăbdare moartea lui Charles al ix și poate că Morevel ar fi ucis pe rege dacă nu s-ar fi temut că după aceea ar putea fi părăsit de Anjou. Atunci, deci, când Catherine l-a făcut să înțeleagă că se temea de soarta coroanei, Moreve își închipui că regina are poate unele el despre conspirația lui cu deghiz. Dacă așa stau lucrurile, gândea el, și vrea să mă aresteze, sar asupra ei, o sugrum și îi dovedesc regelui că regina mamă voia să-l omoare ca să-i predea tronul lui Anju. Iată de ce el răspunse pe un ton amenințător pe care Caterin nu-l putea înțelege. Sunt gata la orice? O știu, domnule, o știu și de aceea în împrejurările grele prin care trecem m-am gândit la dumneavoastră. Am dușmani sau mai curând fiul meu are mulți dușmani. Despre care fiu vorbește maestatea voastră în acest moment? Aha, gândi regina. Corpul de Cristo, iată un voinic mai inteligent decât îl credeam. Suspina adânc și răspunse pe un ton galeș. Dar de care fiu ați dori să vorbesc dacă nu de rege?" Deoarece sunt cel mai credincios servitor al monseniorului Henri, sunt întotdeauna înclinat să cred că el este singurul fiu al reginei. Vă rog să mă iertați, doamnă, îl uitasem pe rege. Domnule Moreve, spuse ea, îmi iubesc de potrivă copiii. Când Dumnezeu se va îndura să-l cheme la el pe bietul Charles, voi fi fericită să știu că Henri are servitori atât de devotați ca dumneavoastră. Dar acest devotament pe care îl închinați Duce lui Danju, nu l-ați putea pune un timp la dispoziția regelui? Doamnă, zise Moreve, am spus cele dinainte pentru ca maestatea voastră să înțeleagă că aparțin trup și suflet monseniorului Danju. Ochii reginei scăpărară de bucurie. Moreve zări această scânteiere și continuă. Dar e de la sine înțeles că dacă regele are nevoie de umilele mele servicii, sunt oricând gata, este doar datoria mea de supus credincios. Era o asemenea deosebire între tonul pe care voinicul îl folosea vorbind de ducele Danjou și acela când vorbea de rege încât Caterin entuziasmată exclamă. Domnule de Moreve, sunteți un om cunoscător și dacă voiți să-mi dați ascultare, voi avea grijă de soarta dumneavoastră. Această femeie, atât de aspră, atât de subtilă, devenea oarbă în clipa în care îi era măgulită dragostea pentru Henri. După o clipă de gândire, continuă. Dacă doriți să-l slujiți pe rege, vreau să vă dau o dovadă de prietenie dezvăluindu-vă care -i sunt dușmanii. Ascult, maestatea voastră, pregătiți să închid în adâncul inimii mele, ca în fundul unui mormânt, tainele pe care veți binevoi să mi le încredințați. Vă cunosc discreția, dar este oare o taină pentru dumneavoastră? Nu bănuiți despre ce dușman vreau să vă vorbesc? Să fie poate ducele de ghiz? Ghiz? Ah, nu! Ducele ne este pe deplin de votat. Atunci, maestatea voastră vrea să vorbească de mareșalul de Danville? Danville, căruia i-am acordat guvernarea a Guianei, este unul dintre cei mai buni prieteni ai noștri. Atunci, urmă Moreve, e vorba de cel numit capul politicilor. Momoronsi, zise regina, de data asta ați pronunțat numele unui dușman, dar despre asta vom vorbi mai târziu. Atunci, continuă Moreve, de nepătruns, nu văd. Gândiți-vă că regele este cel mai mare fiu al bisericii. Maestatea voastră vrea să vorbească de hugenoți, exclamă temerarul Duelgiu, cu o surprindere desăvârșit jucată. Dar n-a proclamat chiar regele mare în păcare? Ei bine, da, dar cu toate insistențele, cu toată sinceritatea propunerilor noastre, hugenoții continuă să conspire. Sunt de neîmpăcat. A, moreve, tremur pentru fiul meu. De ce maestatea voastră nu-l arestează pe amiral? Prea târziu, bunul meu, moreve, prea târziu să-l arestezi pe amiral? Cine ar îndrăzni acum să îndeplinească o asemenea misiune? Eu, răspunse Moreve. Dumneavoastră? De ce nu? Regele să însemneze numai ordinul și încă astă seară, în plină sărbătoare, îl arestez pe Colini. Ce scandal! Nu, e cu neputință. Sunt o regină tare nefericită. A, dacă cerul ar da cel puțin o dată ascultare rugii mele, niște friguri zdrave ne ar descotorosi de colinii și n-ar mai fi niciun scandal, mă înțelegeți? Dar vai, vom fi siliți să ne supunem ereticilor și să ascultăm slujba în limba franceză, deoarece nici nu trebuie să ne gândim la speranța că Dumnezeu îi va trimite amiralului frigurile salvatoare pentru toți și care pe dumneavoastră va îmbogăți bunul meu Moreve. Regina se opri aici more, zâmbi, aștepta o ordine precise. De altfel, înțelesese de mult toată povestea. Un accident, rosti el. Ei da, îl încurajează regina. Nu s-ar putea să cadă o cărămidă în capul amiralului? Hmm, ar trebui ca acea cărămidă să fie înzestrată cu un devotament. Oare ar costa scump, nu-i așa? Vorbiți, fără teamă, scump pe domnul Oreve, cât ar trebui să dau pentru înțelegerea și devotamentul acelei cărămizi. Nu știu, doamnă, dar în lipsa unei cărămizi cunosc undeva o archebuză de dar asta e tot ce ar trebui. În acest caz, maestatea voastră nu trebuie să-și mai facă griji. Numai un cuvânt să-i spun unui prieten și el s-ar ocupa de această treabă. Să vedem, cum o să procedeze acest prieten?" În modul cel mai simplu și cel mai puțin zgomotos. L-ar aștepta la colțul unei străzi pe domnul amiral, care părăsește luvrul în fiecare zi la aceeași oră și urmează același drum pentru a se duce la palatul său. Iată, doamnă, eu și văd locul. Maestatea voastră îl cunoaște pe reverendul Vilmur, canonicul de la saint germain În întocmai. Ei bine, acest cinstit canonic, care e unul dintre cei mai zeloși prieteni ai bisericii, locuiește chiar în cuprinsul mănăstirii saint germain loxeroa pe care amiralul îl străbate zilnic pentru a ajunge în strada Betisi. Locuiește într-o casă foarte frumoasă acest cum se cade Vilmur și, ca din întâmplare, ferestrele locuinței lui sunt zăbrelite la parter cu o împletitură destul de deasă. Astfel, este cu neputință să se vadă din stradă ceea ce se întâmplă în lăuntrul casei. Foarte bine, foarte bine. Să presupunem deci că prietenul meu va cere ospitalitate canonicului și că se va așeza lângă fereastră cu archebuza în mână jucându-se cu ea. Dintr-o dată îi scapă un glonte și îl lovește pe domnul amiral care trece tocmai atunci pe acolo. Sunt în credința, doamnă, că vom avea astfel un rezultat tot atât de bun ca și cu cărămida sau frigurile. Bineînțeles, și dacă un asemenea accident ar avea loc, prietenul dumneavoastră ar fi răsplătit regește. Dacă ar fi vorba de mine, aș răspunde că cea mai frumoasă răsplată ar fi aceea de a o fi servit pe regină. Da, dar nu toată lumea e atât de dezinteresată ca dumneavoastră. Din păcate, e adevărat, doamnă, de aceea cred că prietenul de care vă vorbesc, cu toate că e de o precizie nemai întâlnită la Archebuze, ar putea să se arate stângaci dacă nu m-aș găsi și eu acolo ca să-i asigur o plată corespunzătoare. Dar maestatea voastră să nu-și facă griji. Am vreo 50.000 de livre și cu această sumă modestă... Caterin tresări, dar revenindu-și de îndată, luă o foaie de hârtie pe care scrise câteva cuvinte. Domnule de Moreve, n-aș putea accepta un asemenea sacrificiu din partea dumneavoastră. Păstrați cele 50 de mii de livre. În ceea ce îl privește pe prieten, aveți aici un bon de 25 de de livre asupra visteriei statului. Moreve citi hârtia, o îndoi și o băgă în buzunar. Restul după accident, spuse Caterin. Vedeți că nu mă tocmesc când e vorba de răsplata prietenilor dumneavoastră, dar sper că veți ține seama de aceasta. Comunicații de asemenea prietenului că voi avea nevoie de el împotriva cui, doamnă? Am să vă spun, dar de data aceasta nu mai e vorba nici de rege, nici de biserică. E vorba... Caterin, scuturându-se de acea zâmbitoare simplitate pe care o folosise pentru a vorbi de treburile statului, se lăsă în voia izbucnirii de ură ce îi se citea pe chip. Este vorba, continuă regina, de doi oameni care m-au jignit de moarte. Fără ei, sau cel puțin fără unul dintre ei, n-am fi ajuns unde suntem. N-ar mai fi existat armata hugenotă. N-ar mai fi avut loc logodna regală de astă seară de la Luvru salvând viața Janei d'Albert, ne-a produs, fiului meu și mie, o pagubă atât de mare încât nu știu dacă o voi putea acoperi cu toate mijloacele de care dispun. Dar încă nu-i totul. Acest mizerabil se amestecă apărând pe cineva care reprezintă o mare piedică în calea vieții mele. Și tot n-am terminat. În două rânduri și-a bătut joc de mine și de fiul meu. Îl urăsc pe el și pe tatălui Moreve și vă dau, dezvăluindu-vă această ură, cea mai mare dovadă de stimă pe care am acordat-o vreodată cuiva. Ucideți-i pe acești doi și vă acord titlul de conte. Morevei fost guduit. Am să vă găsesc un comitat pe măsură. Până atunci veți primi câte 100.000 de livre pentru fiecare din aceste două capete. Sunt probabil niște personaje extrem de suspuse, doamnă. Sunt doi aventurieri nenorociți, dar fiți atent, sunt doi oameni de fier. Crezi că i-ai ucis și te pomenești cu ei vii, le dai foc într-o casă și îi regăsești în alta. Dar ați fost și dumneavoastră acolo, Moreve, ați asistat la încercuirea cârciumei și la asediul din strada Momart și ați fost de față când am fost jignită, bat jocorită. Vorbiți de cei doi, pardaion, doamnă? I-ați numit. Ei se află acum la Palatul Momorosi, știu, doamnă. Ei bine, am să vă spun ceva care să vă uimească. Pentru viața celor doi, n-am nevoie nici de un comitat, nici de cele 200.000 de livre, și mi-aș da până la ultima picătură de sânge ca să-i în puterea mea și să-i sugrum cu propriile mele mâini. Aha, spuse în șoaptă Caterin. Se pare că aveți mare ciudă pe ei, dragul meu, Moreve. Moreve își duse degetul la obrazul drept. Acolo se vedea o cicatrice lungă, lividă, sub straturile de cremă. Frumoasă lovitură de cravașă, spuse regina cu răceala ei înspăimântătoare. Sunteți însemnat pe viață. Moreve scrâșni din dinți, dar stăpânindu-se aproape numai decât, se înclină. Regina mai are nevoie de mine? Puteți pleca, domnule, și gândiți-vă că dacă voi fi bine servită, veți putea cere orice veți dori, fără a vă teme că ați cerut prea mult. Moreve se îndepărtă. E bine, gândi regina. Colinii, cei doi pardaion, să vedem acum care e situația cu drăguța noastră Jean d'Albert. Se așeză într-un fotoliu încăpător. Puțin câte puțin, trăsăturile încordate ale Caterinei se destinseră. O expresie de melancolie visătoare o înlocui pe cea de ură. Se privi într-o oglindă și atunci când se văzu așa cum se dorea, se instală într-un fotoliu, luă o poză de femeie zdrobită, își înfășură umerii cu voalul negru de pe cap și își făuri astfel un fel de cadru care se potrivea de minune cu poziția și cu melancolia ei. Numai după aceasta, chemă slujnica și îi făcu un semn. Paola pătrunse într-o odaie alăturată și, tot astfel cum îl introdusese pe Moreve, introduse de asta dată un nou personaj după care se retrase în tăcere. În ce privește pe Moreve, el se întorsese în imensele saloane unde se aflau 10.000 de oaspeți. Fără ca serbarea să fie ajuns în toi, începuse să domnească în sânul mulțimii acea libertate de mișcare care dovedea că gheața fusese spartă. Moreve se învârti multă vreme prin saloane în căutarea cuiva, zări în sfârșit un numeros grup de seniori ce păreau să formeze o curte în jurul unui personaj care, după atitudine și importanța anturajului, nu putea fi decât însuși regele. Dar nu era regele, ci Henri, duce de ghiz. El purta cu o eleganță trufașă un costum reprezentând o culme a luxului și a bunului gust. Garda spadei sale de gală scânteia de diamante, fiecare din panglicile pieptarului era prinsă cu o perlă mare. O agrafă de smaralde și rubine fixa penele albe ale tocei sale. Henri de Lorraine, duce de ghiz, fericit zâmbitor, strălucind de tinerețe, într-adevăr măreț, putea trece în seara aceea drept cavalerul cel mai desăvârșit de la curtea Franței. Împreună cu cei din jur, râdea de hugenoții care treceau în costumele lor mai modeste. Deodată îi fulgeră fără îndoială prin cap ideea unei farse minunate, căci începu să râdă mai agitat ca oricând. Telinii, ginerele amiralului, își făcuse apariția la brațul soției sale, Louise de Colini, pe atunci în plină strălucire a frumuseții sale. Ghiz o zări de departe, își înăbuși un suspin și păli ușor. Apoi, izbucnind în râs, după cum a mai spus, exclamă. Domnilor, o frumoasă comedie! Apropiați-vă să vă explic! Cercul curtenilor se strânse. În clipa aceea, cineva atinse brațul lui Henri de Ghiz. Ducele se întoarse și îl văzu pe Moreve. Așteptați-mă, vă rog, le spuse el. Mă întorc îndată și vom pune împreună la cale o mică mascaradă care o să rămână de pomină Apoi se retrase din cerc urmat de Morevei și se așeză mai departe pe pragul unei ferestre largi. Ei bine, întrebă el, ce a vrut ea? Să-mi dea ordinul de a lucide pe Colini, răspunse Moreve. Ducele tresări și îi murmură înăbușit. Vrea să ne ia înainte, dar ce importanță are? Se poate începe și cu amiralul. Ei, Colini, Colini, ai să plângi cu lacrimi de sânge pentru că m-ai făcut pe mine să vărs lacrimi de dragoste. Ce ai făgăduit? Să trag asupra amiralului. Bine, dar va trebui să aștept să aleg eu momentul potrivit. Înțelegi? Să nu tragi fără ordinul meu. Da, monseniore. Apoi, în ziua când ai să tragi, ai să te descurci să-l rănești grav, mă înțelegi, dar să nu-l omori pe loc. Ghiz se întoarse la cercul de curteni cărora a început să le explice ideea sa, care era probabil foarte comică dacă judecăm după râsetele și aplauzele cu care a fost primită. Cât despre Moreve, el se pierdu în mulțime, se apropie încet de ușa salonului și ieși apoi din Luvru, dispărând în străzile întunecoase. Sfârșitul capitolului 5 Michel Zevaco, Epopeea Dragostei Capitolul 6 Vuiește furtuna, urmare spada sinul mai întâi și el pe urmă, îi poruncise regina Caterin slujnicei sale Paola. Am asistat la convorbirea avută cu Moreve. Slujnica Florentină introduse apoi persoana numită de regină numai cu el. Acest nou personaj, după ce o salută pe regină, rămase nemișcat în fața ei într-o atitudine încordată în care se simțea altceva decât mândria. Era foarte palid, Ochii lui scânteitori luminau paloarea chipului cu o înflăcărare ciudată. Omul acesta era contele de Marila. Sunteți punctual la întâlnire, rostin în sfârșit Caterin. Vă mulțumesc, conte. Mai curând eu trebuie să vă mulțumesc maestății voastre pentru interesul pe care binevoiește să mi-l poarte, pentru făgăduiala pe care a consimțit să mi-o facă. Regina a făcut un semn cu capul în care se putea citi o la tristețea, sentimentele înăbușite, asemenea unei dragoste adânci ce nu putea îndrăzni să iasă la lumina zilei. Glasul ei se umplu de o duioșie nemaipomenită. Conte, i se adresă ea cu acel glas armonios, rămas atât de tânăr și de curat, trebuie să vă rog, înainte de orice, să nu fiți mirat de interesul pe care l-ați putut observa. Doamnă, exclamă Marila, profund zguduit, este într-adevăr Regina care îmi vorbește astfel? În clipa aceea, el a avut impresia răscolitoare că Regina îi va răspunde. Nu Regina, ci mama ta. Dar un asemenea răspuns nu veni. Conte, spuse ea, sunteți omul cel mai generos pe care l-am întâlnit. La această generozitate fac apel când vă rog să nu mă întrebați nimic în legătură cu interesul ce vi-l arăt, cu dragostea pe care vă port. Dacă există o taină în gândurile maestății voastre și ea ar fi surprinsă de mine, m-aș lăsa mai curând fulgerat de trăznetele cerului decât să o dezgrop din inima mea și să vă vorbesc de ea. Există o taină. Ei bine, da, conte. Și să știți că această taină, vă jur, am să vă dezvălui într-o zi, curând. Tânărul lăsă să-i scape un mic strigăt. În curând, continuă regina cu o admirabilă tulburare în voce, veți afla de ce mă interesez atât de dumneavoastră, de ce a trebuit la ultima noastră întâlnire să simulez răceala și de ce cu toate acestea v-am oferit un regat. De ce v-am iscodit tristețea și de ce, în sfârșit, doresc să vă văd fericit?" Doamnă! Doamnă! exclamă Marila, ca și cum ar fi strigat Mamă! Dar nu era în intențiile Caterinei să fie pronunțat vreun cuvânt hotărător. Ea zise zâmbind: Ce ați făcut cu acel sipet de aur pe care ați binevoit să-l primiți? Marila răspunse printr-un alt zâmbet: Acest sipet? îngăimă el. Îl păstrez cu sfințenie, ca pe o relicvă, doamnă, pentru că vine de la dumneavoastră." Umbra unui nor trecu pe frunta Caterinei. Îl păstrați la dumneavoastră? Maestatea voastră știe că locuiesc în palatul reginei de Navara, fiind unul dintre prietenii ei. Cufărașul este o bijuterie de femeie." Este adevărat," spuse Caterine, păstrând același zâmbet. Îl foloseam pentru a-mi păstra când mânușile, când deșarfele. Mi-a fost dăruit pe vremuri de bunul rege François I când am venit la curtea Franței. El nu și-a schimbat menirea, răspunse atunci contele, deoarece maestatea mea, regina, își ține în el mânușile. Într-adevăr? întrebă Caterin cu un oftat, care ar fi părut -o, o capodoperă de viclenie oricui ar fi putut vedea bucuria sălbatică, izbucnind deodată în inima ei. Da, urmă contele cu o subită tristețe. O iubesc pe regina de Navara. Iertați-mă, doamnă, era să spun ca pe mama mea. Așa că am rugat-o să-mi păstreze această relicvă, acest cufăraș. Până în ziua, ați făcut foarte bine copilul meu, Contele se clătină orbit de acest cuvânt pe care l auzea pentru prima dată din gura Caterinei. Spuneați că până în ziua, continuă Caterin grăbită, până în ziua când voi ști în sfârșit adevărul asupra aceleia pe care o cunoașteți, spuse contele, căzând din nou în acea neagră deznădejde care părea să zdrobească. Și aceasta îmi amintește că trebuie să o rog pe maestatea voastră să nu uite că în timpul acelei întâlniri, când mi-a dăruit minunatul cu a binevoit să-mi făgăduiască. Ei bine, am să-mi țin făgăduia la scumpul meu conte, dar nu sunteți curios să știți cum am aflat de pasiunea voastră pentru Alice de Lux? Trăiesc într-o asemenea neliniște, doamnă, încât nimic nu mă mai impresionează, nimic nu mă mai miră, am presupus doar că maestatea voastră a binevoit să se intereseze de mine. E aproape așa, conte, dar credeți-mă că dibăcia și intriga pe care a trebuit să le folosesc ca să vă urmăresc pas cu pas, să știu ce gândiți, să vă apăr la nevoie... La aceste cuvinte, contele a avut din nou o tresărire nestăpânită, cum îi mai pricinuise Caterin în două sau trei rânduri de la începutul acestei convorbiri. Dar și de această dată ea se opri și își regăsi pe dată cumpătul, chiar în clipa în care părea că vrea să se lase pradă emoției. V-am supravegheat, continuă ea cu un zâmbet. Am vrut mai întâi să mă uit mai îndeaproape și Dumnezeu știe cât am suferit, ca să pot să rămân atât de nepăsătoare în fața voastră, în timp ce... Spuneți până la capăt doamnă, vă implor. Nimic, zise regina înfundată. Încă n-a venit momentul, iar dumneavoastră mi-ați jurat să nu-mi smulgeți taina. Contele își împreună mâinile și se înclină ca în fața unei sfinte. După prima noastră întâlnire, spuse mai departe Regina, n-a trecut multă vreme până am aflat de dragostea voastră pentru Alice de Lux. Într-o seară, Conte, v-ați oprit aproape de noul meu palat, chiar la piciorul turnului. Erați însoțit de Regina de Navara. Ea a intrat la Alice, iar dumneavoastră ați așteptat-o. Atunci am vrut să aflu ce vă frământă. O cunoșteam pe Alice. M-am purtat mai aspru cu ea în trecut, pentru că părăsise religia noastră. N-am avut dreptate, o mărturisesc. Ar trebui să respectăm întotdeauna credința celorlalți. Am văzut-o deci a doua zi dimineață și am aflat ceea ce s-a petrecut între ea și draga mea regină Jean. Tocmai în ziua aceea, doamnă, întrerupse Contele cu tremurat, avusese loc a doua noastră întâlnire. În ziua aceea m-ați chemat și ați binevoit să-mi dăruiți acest sipe de aur în numele dragostei dumneavoastră regale, și tot în aceeași zi mi-ați făcut o făgăduială. Da, aceea de a vă spune pe față cine este Alice de lux. Am să-mi țin această făgăduială. Dar, spuse Catherine. Regina de Navara nu va a vorbit nimic din ziua aceea? Nimic, doamnă, nimic. Plecând din casa Alisei de Lux, ea mi-a spus și aceste cuvinte le voi avea să pate toată viața în mine. Copilul meu, am stat de vorbă multă vreme cu logodnica dumneavoastră. Iată ce cred în adâncul sufletului meu. Aș privi cu groază faptul ca această domnișoară să devină soția unui om pe care îl iubesc ca pe un fiu, dar dragostea poate face minuni și cred că dragostea Alisei pentru dumneavoastră este cu adevărat din acelea ce fac minuni în fața unei iubiri atât de mari vă spun copilul meu nu vă împotriviți soartei contele păstră apoi o tăcere grea ca și cum ar fi repetat în sinea lui aceste cuvinte apoi continuă de atunci, Regina n-a mai vrut să spună niciun cuvânt. M-a rugat chiar să nu-i mai vorbesc despre aceste lucruri până în ziua când voi fi hotărât să mă căsătoresc cu Alice. Ce să însemne oare groaza pe care o arată la gândul că Alice ar putea deveni soția mea? Ce s-a întâmplat oare că a fost nevoie de o minune, o minune a dragostei pentru a o face pe doamna Dalbert să uite? Mi se pare gândindu-mă mai bine că regina de Navara a descoperit la Alice o crimă și că de mila mea a hotărât, poate, să-mi ascundă această crimă. De atunci ați mai văzut-o pe Alice?" întrebă Caterin. Nu, doamnă, acum mi se pare că la primul ei cuvânt, la prima mișcare, aș putea să-i descoper crima și totuși nu pot trăi fără ea." Vorbiți de o crimă?" continuă regina clătinând din cap, băgați de seamă să nu mergeți prea departe cu bănuielile care ar putea fi nejustificate. Ascultați-mă, conte, sunt 18 zile de când v-am cerut o lună ca să aflu tot adevărul despre Alice de Lux. Cercetările mele s-au terminat mai repede decât aș fi sperat. Adevărul îl veți ști potrivit cu făgăduiala mea. Alice de Lux este nevinovată. Ea a adus existența cea mai neprihănită. Alice de Lux este demnă de dragostea unui bărbat ca dumneata, dar acest dar nu fu auzit de contele de Marila. În fața convingerii ce și o făcuse datorită Caterinei despre curățenia nevinoveția Alice de Lux, nefericitul căzut în genunchi prin mâinile reginei și un strigăt explodă pe buzele sale. Mamă! Mamă!" Caterina aruncă asupra contelui prosternat o privire înfricoșătoare, apoi aceeași privire făcu un conjurul capelei cu o groază de nedescris. Sunteți nebun, domnule?" îl dojenia. În aceeași clipă, Marila fu în picioare. A, conte!" murmură Caterin. M-ați făcut să trăiesc o emoție crâncenă, oricât de plăcut ar fi ea. Gândiți-vă că dacă ați fi fost auzit, mama regelui Franței ar fi fost dezonorată." Oh, nemernic ce sunt iertați-mi delirul, Maiestate. Tăcere, conte, pentru Dumnezeu. Dacă v-am putut inspira, nu chiar dragoste, ci doar acea milă firească pe care orice bărbat o acordă unei femei care a suferit crunt și îndelung, păstrați tăcerea. Cea mai mare tăcere asupra acestor lucruri. O jur, o jur pe sufletul meu. Niciun cuvânt, nicio aluzie nimănui pe lume, nimănui, doamnă nimănui, nici chiar Alisei, nici chiar acelei regine a bunătății care este Jean d'Albert. O jur, mi-ați jurat de potrivă să păstrați taina asupra întâlnirilor noastre. O jur din nou. Regina apăru atunci ceva mai liniștită și căzu în acea tristețe care dădea atunci când voia un farmec sever chipului ei. De ce? se gândea el. De unde mă înăpădește atâta bucurie? M-am îndoit eu cu adevărat de Alice? Niciodată. Niciodată. După câteva clipe în care Caterina a calculat încrederea pe care o putea inspira lui Marila, spuse mai departe: Acum, pentru că v-am promis să vă spun tot adevărul, trebuie să aflați de ce Regina de Navara a șovăit. De ce ați putut avea îndoieli asupra Alicei de Lux? Există într-adevăr un mister legat de această micuță. Ea se teme ca adevărul să nu vă sară în ochi într-o zi. Acest adevăr este înspăimântător în sine, cu toate că sărmana copilă nu poartă nicio răspundere. Vorbiți, doamnă, imploră contele. Ei bine, Alice este o tânără fără nume, fără familie. Adoptată de către Delux, ea nu poate pretinde că e de o bârșie nobilă. Acesta e adevărul, conte. Această ciudată învinuire aruncată în fața lui deodată, el însuși un copil găsit, era una din îndrăznelile zămislite de creiul drăcesc al Caterinei. A nu fi născută era pe vremea aceea o mare nenorocire pentru o tânără. Contele, strălucind de fericire, exclamă: Alerg să mă arunc la picioarele Alicei! Va putea oare să-mi ierte îndrăzneala de a o fi bănuit? Așadar, conte, treceți peste aceasta? A, doamnă!" șopti Marila cu glas șoptit și înflăcărat. Cum ar putea să mă oprească un asemenea lucru când și eu?" Tăcu pe loc văzând aerul de tristețe ce s-a așternut dintr-o dată pe fruntea reginei și plecându-se în fața ei adăugă. Doamnă, vă binecuvântez pentru nemăsurata bucurie pe care mi-ați făcut-o. Dumneavoastră vă datorez viața." Ei bine, conte, dacă vreți ca eu să închei această căsătorie, ascultați-mă și faceți-o fără zgomot. Puțin interesează, doamnă, cum se va face această căsătorie. Important este ca ea să se facă. Îmi dați libertatea să rânduiesc lucrurile? Întrebă regina cu un surâs încântător. A, doamnă, dar mă copleșiți! Exclamă contele în entuziasmul dublei sale fericiri de fiu și de iubit. Ei bine, am să aleg biserica, ora și ziua. Doar nu sunteți atât de hugenot încât să-mi refuzați această bucurie. Doamnă, voi face ceea ce doriți. Puțin mă interesează preotul. Preotul? A, da. Ei bine, l-am găsit și pe preasfântul, referendul Panigarola. El vă va uni, biserica va fi aceea de la Saint-Germain-Loxeroa. Ziua? întrebă contele cu totul amețit. Ziua, să spunem, a doua zi după nunta a ficei mele margherit. Ora? Cea mai bună, miezul nopții. Și acum plecați și fiți fericit. Sunt fericit dincolo de orice închipuire, zise contele acoperind cu sărutări mâna întinsă de regină. Încă un cuvânt, mai adăugă aceasta. Lăsați-mi plăcerea de a anunța personal Alisei căsătoria voastră. Îi datorez o satisfacție acestei sermane copile pe care am tratat-o înainte cu mai multă asprime decât se cuvenea. Vă voi da ascultare, doamnă. Apoi, Sprinten, mânat de acea forță a bucuriei care îi cuprinde pe toți adevărații îndrăgostiți, Contele se îndreptă cu sufletul scăldat de încântare pentru a împărtăși fericirea reginei de Navara și apoi să alerge să ceară iertare Alisei. Îndată după plecarea lui, regina părăsi capela, străbătu cabinetul ei de lucru și se opri într-o încăpere îndepărtată. Acolo, o tânără aștepta în întunericul odăi unde ardea o singură făclie. Tânăra era Alice de Lux. Regina se apropie de ea, îi luă mâna și, privind-o până în fundul sufletului, ei spuse. Ai auzit?" Nu, mai maestate," răspunse Alice. Mă uimești," zise regina. Deci nu mai ești cea de altă dată. Ei bine, ascultă, el a ieșit acum din capela mea, te iubește mai înflăcărat ca oricând. Vă veți căsători curând, nu-l întreba nici ziua, nici ora, nici numele preotului, am să-ți comunic eu toate acestea amănunte la timpul potrivit. Să știi doar că nu ești fica contelui de lux, ci numai un copil adăpostit de el, căruia nu-i se cunoaște nici tatăl, nici mama. Aceasta este taina pe care i a încredințat-o Jeanne d'Albert și din pricina căreia tremurai în fața lui. Mă înțelegi? Da, doamnă. Rosti de-abia auzit Alice. Deci, începând din această zi, ești fericită. Nu mai ești supusă niciunei constrângeri. Nimic care să te stânjenească, eu fiind singura care știe taina. Dar regina de Navara, murmură slab Alice. Nu-ți face griji, răspunse Caterin cu un glas straniu. Deci te vei mărita cu el și veți pleca departe, unde veți voi și veți fi pentru totdeauna fericiți. Bineînțeles, cu condiția să mă asculți până la capăt. La cea mai mică șovăire din partea ta, pe tine te zdrobesc, iar pe el îl ucid. Voi asculta, doamnă, răspunse Alice. Du-te, fata mea, și amintește-ți că doresc fericirea lui și fericirea ta. Alice rămase nemișcată. Se părea că era frământată de o luptă lăuntrică. Ei bine, Alice, întrebă regina, la ce te gândești? Iertați-mă, doamnă, zise ea tresărând, eu nu. Ei, haide, ai să-mi spui ceva? Nu, mă gândeam. Ascultă, strigă regina, ești sigură că n-ai auzit convorbirea pe care am avut-o cu el? Vă jur, doamnă, regina o cunoștea pe Alice cele mai mici intonații ale glasului ei îi erau familiare. După accentul tinerei fete, înțelese că era sinceră. De altfel, Alice își recăpătase cumpătul, făcu o reverență și ieși. Mergând pe culoare și scări retrase, spioana ocoli saloanele de festivități și ajunse la o poartă a Luvrului pe care ieși, intrând înapoi în mica ei căsuță de pe strada la Hașe. Acolo se așeză cu coatele pe o masă, cu capul în mâini și începu să judece. Cu toate acestea, e fiul ei. O știe și ea? Trebuie să-i o spun? A, din fericire m-am stăpânit la timp adinea când eram gata să-i mărturisesc. N-am ascultat la ușă și am greșit. Ce-au putut să-și spună? Oricum ar fi, eu nu mă înșel, memoria mea e sigură. Acolo, la Saint-Germain, când regina de Navarra m-a izgonit, ea a avut o convorbire cu deodată. Am auzit doar cuvintele lui, mai răsună încă în urechi. El a spus, De ce n-am murit oare în ziua când am aflat că mama mea e necruțătoarea Medicis? Trebuie să-i spun că știu acest lucru? Dar Caterin știe că deodată e fiul ei? Dacă îi spun, cine știe dacă nu o să-și schimbe simțămintele? Ia stătu mult pe gânduri, întorcând lucrurile pe toate fețele. N-am să spun nimic, aceasta a fost concluzia ei. Dacă am să-i dezvălui Caterinei că acest conte este fiul ei, s-ar putea să hotărască moartea lui. Sfârșitul capitolului 6 Acesta este doar un fragment. Romanul complet îl găsiți pe site-ul nostru la adresa www.cărțiaudio.eu a456 sau în aplicația noastră de mobil abonat.cărțiaudio.eu în nivelul 3, romane lungi. Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută.